ziua, doamnelor, domnilor! Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local din luna martie. Dau cuvântul doamnei președinte de ședință să prezinte ordinea de zi. Propun să-i aprobare noua ordine de zi, în sensul că a fost introdus un nou punct în ședință privind validarea mandatului de consilier local a domnului Cotraț Mihai din partea Partidului Național Liberal. Supunem la vot. Cine este de acord? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 17 voturi pentru. 16 voturi pentru. Ordinea de zi a fost adoptată. Aprobarea procedurii de ședinței ordinare din data de 16 februarie. Cine este de acord? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 16 voturi pentru. Procedul verbal a fost adoptat. Am nelămurire. Vă rog. Urmă am observat că mi-a spus o încetățeană. La registrare. Spunea domnul primar că anul trecut s-au asfaltat 5 km. M-a întrebat de asta. Unde s-au făcut aceste lucruri? Am să vă spun că își terminăm ședința la... Pe voi, dar n-am știut exact. De aia vin și vă întreb ca să știu să dau un nume exact. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pentru... Nu mai stai un pic. Punctul 2. Hotărârea validare a mandatului. Punctul 2. Asta de aici. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Cotraț Mihai din partea Partidului Național Liberal. Cine este pentru? Doamna secretar, da. Comisia de validare pe care o avem din luna iunie din 2016, formată din doamna Mugon Dureanu, doamna Stoica, domnul Corfas Vasile, domnul Despate Udor și domnul Moise Carol. Avem aici dosarul domnului Corfas. Vom merge și să validăm mandatul acestuia. Validării dosarului domnului Cotraț Mihai. Comisia de validare a fost de acord, drept pentru care îl invităm pe domnul Cotraț să depună jurământul. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului de Mărești. Așa să vă spun. Veniturile au crescut astfel. 22.000 de lei alte taxe pe servicii specifice, 10.000 de lei taxe eliberare autorizații, 4.850 studenți de la bugetul prestat prin PNDL, cote defalcate de impozitul pe venit, 162.000 de lei. La partea de cheltuieli, vreau să încep cu lista de investiții care a fost modificată astfel. La obiectivul achiziție bruto-excavator am adăugat suma de 50.000 de lei, deci de la 230.000 a devenit 280.000 de lei. Și obiectivul modernizare drum de interes local Lacoș-Libez, cu suma primită prin contractul de finanțare 4.850,35.
alte modificări la cheltuieli, astfel, la capitolul 51.02, 20.000 de lei la bunuri și servicii, capitolul 70.02, 96.000 de lei tot la bunuri și servicii, și capitolul 84.02, cu 4.928,50, astfel, la bunuri și servicii plus 28.000 de lei, cheltuieli de capital 4.900,50, din care 50.000 pentru buldo excavator și 4.850,50 pentru drumul placuri. Deci asta este... Dacă aveți întrebări la rectificarea de buget, dacă nu aveți întrebări, înainte de a supune la vot rectificarea bugetului, vă propun să revenim la punctul 2 și să aprobăm validarea mandatului de consilier local cu domnul consilier adăpost jurământul și trebuie să supunem și la vot. Cine este pentru validarea mandatului de consilier local a domnului Potpas Mihai? În unanimitate, da? 16 voturi pentru. Acum revenim la rectificarea de buget. Supuneți la vot, doamna președintă, rectificarea... Supune la vot rectificarea de buget. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 17 voturi pentru. Proiect de hotărâre privind acordarea drepturilor bănești pentru perioada decembrie 2017-februarie 2018 aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare. Are cuvântul domnul primar. Da, pentru luna decembrie, ianuarie și februarie, astăzi facem de contul. N-am făcut plățile în ianuarie, februarie, pentru că nu aveam la acel moment bugetul aprobat. Astăzi avem bugetul, avem rectificare. Suma este de 15.812 lei, defalcat pe cele patru unități școlare cu persoană juridică. Vorbesc de Liceul Tehnologic Dărmănești, 7.224 de lei, Școala Gimnazială 2 Dărmănești, 2.075 de lei, Școala Gimnazială Plopu, 3.004 lei și Școala Gimnazială numărul 3 Dărmănești, 3.509 lei. Deci un total de 15.812, reprezentând drepturile bănești aferente personalului didactic care face navetă pe raza orașului Dărmănești. Dacă aveți întrebări? Poftiți, domnul. Aceste cheltuieli plătite de la bugetul local și el cum se calculate la mașină, la tren, la mijloc de transport? Da, există o procedură. Există o procedură stabilită privind decontul, da? Și cadrele didactice vin cu acel deport, anexează bilete de o anumită sumă. Deci nu, dacă un cadru didactic vine cu mașina personală, noi decontăm o anumită sumă. Deci este un regulament și chiar vă rog să parcurgeți ca să... Mulțumesc. Dacă nu mai sunt întrebări, supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 17 voturi pentru proiectul de hotărâre adoptat. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență familiei domnului Trifu Ilie în vederea refacerii locuinței distruse în urma unui incendiu. S-a discutat pe comisii, dacă mai sunt foarte domnule. Da. Avem un raport de specialitate a colegilor din primărie privind efectele incendiului produs la o gospodărie a unui cetățean din Dărmănești. Propunem suma de 2.500 de lei care constă în materiale. Noi am sprijinit cu niște grinzi pentru refacerea acoperișului. Mai avem nevoie de niște tablă, cuie, scoade și niște cord de pal. Valoarea totală 2.500 de lei. Repet, în urma incendiului gospodăria a fost distrusă în proporție de 80% și 7 copii sunt la acest moment, stau prin WC. Dacă aveți întrebări? Domnul primar, materialele seamănă 2.500 de lei fără 3 metri cub de lângă, dar și aia sunt tot din partea contului locului. Și înțelegea fi undeva peste, adică valoarea... 2.500 atât e finalul. Deci 2.500 în cei 2.500... Materiale care le-ți cumpărate sau cum le cumpără primăria. Tablă, materiale auxiliare, coală de pal și lemnul ăsta, 3 metri cub de așa, care din proprietatea primăriei. Deci, am înțeles ca să avem acces. Grinzile nu le cumpărăm noi din ce am exportat, da, care nu a fost. Mai sunt întrebări?
Nu. Dacă nu spune la vot, cine este pentru? Abțineri. Domnul Balaș, domnul Roman, Păduraliu. Domnul Păduraliu, Apetri, domnul Chiuciucă, Moise. Domnul Despa. Nu, domnul Despa s-a ținut. Da. Și domnul Despa. Cu 7 abțineri și 10 voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Proiectul de hotărâre privind închirierea spațiului cu destinația cabinet medical situat în strada Popasului numărul 8, orașul Rămâne, județul Bacău, o suprafață de 84,78 metri pătrați. S-a discutat în comisie. Să prezint, este vorba de cabinetul medical din strada Popasului, fostul cabinet a doamnei doctor Manea, care începând cu 1 aprilie nu va mai activa în Dărmănești. Din ce am înțeles, doamna pleacă din localitate și în acel spațiu avem solicitarea din partea altui medic de familie pentru închiriere, în așa fel încât să poată desfășura activitatea. Deci are destinația acest spațiu, cabinet medical în continuare. Doamne, era rău să fi fost prezent doamna doctor cu ocazia asta, era și văzută pe televizor. Și mi-a vrut. Nu, cunoșteam și noi Consiliul Local și o să invităm într-o ședință ulterioară și fac precizarea că pacienții care au avut doamna Manea sunt preluați de doamna automat, doamna. Sau poți să ducă la medic. Sau la alt medic, fiecare unde vrea. Dacă nu mai sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 17 voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru cumpărarea imobilului, teren și construcții, fostul club Rafinăria Dărmănești, județul Bacău. Are cuvântul domnul primar. Am să fac câteva precizări. Spuneam mai devreme și în ședința de comisii și în ședințele anterioare că la nivel de oraș Dărmănești este necesar să avem o casă de cultură. Mulți ani, practic, orașul a fost privegit de acest bun, o casă de cultură, în care tinerii și nu numai tinerii să poată să desfășoare activități culturale. Avem la acest moment o solicitare, o intenție de vânzare a imobilului fost club Rafinărie Dărmănești și pe ordinea de zi am propus astăzi un proiect de hotărâre care prin care dumneavoastră să dați acordul de principiu pentru a începe demersurile în vederea achiziționării acestei foste case de cultură. Sigur că noi vom face o evaluare să vedem cam ce cost ar ajunge acea clădire, o expertiză tehnică dacă acea clădire mai poate fi folosită pentru casă de cultură și doar după ce avem aceste date vom lua o decizie dacă o cumpărăm, dacă nu o cumpărăm și ce resurse vom aloca. Dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 17 voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind aprobarea declasării unui volum de 84 metri cub material lemnos fasonat din fondul forestier al UATE orașul Dărmănești, în vederea valorificării ca lemn de foc. Am să fac câteva precizări. Noi am avut o partidă în exploatare, partida primăriei, de acolo rezulta niște lemn de fag, o parte de lucru, adică pentru cherestea și o parte pentru foc. În actul de punere în valoare, din actul de punere în valoare rezulta o cantitate de 120 de metri cub de lemn de fag pentru cherestea. Noi am făcut o licitație pentru a vinde acest material. După ce s-a făcut licitația și a câștigat o firmă, la sortarea lemnului am constatat că mare parte din acest lemn nu este destinat pentru cherestea. Și am venit și am propus ca din 120 s-au vândut 40 ceva de metri pentru cherestea, iar diferența, pentru că avem solicitări din partea oamenilor, să o declasăm și să o trecem la lemn de foc. Dacă aveți întrebări. Poftiți, domnul Balaș.
normal, cum am vorbit și în comisie, aceștia 84 de metri cub trebuiau sortați la drumul autor și cu aia scoși la licitație cu prețul de 300 și ceva de lei cât a fost. Deci, nu înțelegem acum cum se declasăm. Înseamnă că nu s-au sortat atunci. Lemnul a fost sortat în depozit și datorită faptului că acel lemn avea noduri, crăpături și ce mai avea acolo putregai, nu se încadra în stasurile pentru lemn de lucru. Am avut o discuție cu cei de la Ocolo Silvic și am întrebat atunci când a făcut actul de punere în valoare și oamenii mi-au spus, domnule, noi suntem obligați să sortăm după anumite și să facem actul de punere în valoare după anumite stasuri, dar în momentul în care am tăiat acel lemn și am văzut că are o gaură în mijlocul lui, nu îl pot vinde la chereste. Adică sunt multe lucruri care le vezi în momentul în care deci sortarea a fost, au fost defecte ascunse, sortarea s-a făcut în depozitul primăriei, în depozitul pe care îl avem noi acolo și discutăm și cu specialiști, nu avem cum să-l vindem pentru lemn de lucru, că nu le ia nimeni. Înseamnă că persoana care a făcut sortarea n-a făcut-o profesional atunci. Nu știu dacă e așa. Cel care a făcut actul de punere în valoare. Dacă ar fi o chestie actul de punere în valoare. Actul de punere în valoare estimativ, volumul de masele nu a se sortat la drumul auto, e volumul de masele. Nu am sortat la drumul auto, ci am sortat în depozit. Păi în depozit e ce? Cum s-a ascuns de acolo? Cine a făcut actul de punere în valoare? Acolo simplu cu care avem contract. De acolo s-a plecat greșit. Da. Ce să vedem? Au supra. Sau, de exemplu, după stasuri avem lemn de lucru de fac cu diametru mai mic de 18 cm. Lemn de lucru pentru chelestea cu diametru mai mic de 18 cm. Noi avem 11 metri cub. Nu le-a nimeni. Păi vorbim de lemnul mai mare de 24. Da. Și mai mare de 24, 65 de metri cub. Facem referire la aia, 65 atunci. Da. Deci este, v-a spus, este solicitare pentru lemn de foc și propunerea este da. Să-l declasăm ca să putem vinde ca lemn de foc. Mai sunt întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Domnul Balaș, domnul Roman, Roman, Pădurariu, Ambeșre, Maură, Pădurariu, Ambeșre, Maură, Pădurariu, Ambeșre, Maură, Moise și Carol, Desca. Desca. 7 abțineri și 10 voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării lucrărilor de plantare în orașul Dărmăneu, județul Bacău. Da, ne-am propus să facem în luna aprilie niște lucrări de plantare pe raza orașului Dărmănești. Avem mai multe zone în care trebuie să intervenim. Am avut o discuție cu Direcția Silvică Bacău pentru a ne pune gratuit la dispoziție materialul săvitor. Avem acordul favorabil din partea Direcției Silvice Bacău. Pentru a putea beneficia gratuit de acești puieți, avem nevoie să dăm o hotărâre de Consiliu prin care noi ne exprimăm acordul privind plantarea puieților care fac obiectul contractului de sponsorizare pe terenul aparținând domeniului privat al primăriei orașului Dărmănești. Deci dăm o hotărâre de Consiliu prin care noi ne exprimăm acordul favorabil privind această activitate de plantare. Întrebări dacă aveți? Ținând cont că luna martie e și luna pădurii, aș dori din cadrul primăriei, dacă să discutăm la nivel de școli, să facem niște întâlniri cu elevii și chiar aceste plantații să le facem copiii de la școală, să vadă ce înseamnă pădurea și rolul pădurii în... Odată ce am venit cu acest proiect de hotărâre, cu siguranță am avut toate discuțiile în prealabil. Așteptăm, după acest, sper, vot favorabil la dumneavoastră, să transmitem hotărârea Direcției Silvice Bacău, să intrăm rapid în posesia materialului săvitor și în perioadă, în prima parte, mi-am propus în prima parte a lunii aprilie, după ce trec sărbătorile pascale, să avem o acțiune comună angajații primăriei, beneficiari de ajutor social, ocoalele silvice, consilierii vă lansez invitația, copiii de la școli, orice cetățean care vrea să fie alături de noi și să sprijine activitatea de plantare este binevenit, în așa fel încât noi vom promova, vom anunța zilele în care vom face acțiune de plantare, locurile unde și eu sper ca cât mai mulți, cetățeni, agenții economici, să fie alături de noi și să putem să facem
această acțiune? Păi, propun această acțiune de plantare să o asociem cu luna curățeniei, că trebuie să o declarăm și asta, și zona unde ne vom deplasa să facem plantare, să facem și curățenia zonelor, pentru că arată dezastros și zonele de pe vârâul Chiticiului sau celelalte zone marginale. Dorea să trăiesc puțin demoralizat, așa să știți că vrea acțiuni de ecologizare, facem non-stop, da? Și în luna ianuarie și în luna februarie am făcut și nu arată chiar așa dezastruos, cum spune dumneavoastră. Zilnic avem acțiuni de curățenie, sigur că luna aprilie este și luna curățeniei, da? Și avem acțiuni pe toate zonele. Ne vom focusa pe partea de plantat, pentru că în pădure unde plantăm nu sunt probleme deosebite cu ecologizarea și separat pe partea de ecologizarea cursurilor de apă. Da, deci în luna aprilie vom avea și luna curățeniei și luna... Domnul Marțin, să vă dezamăgesc. Dacă plantăm în pace la 20 de izvați, luăm, o să vă convingeți că chiar trebuie ecologizată înainte zonă. Deci dacă o să fie cazul, vom ecologiza. Vreau să... Într-adevăr, mai sunt probleme cu cursaci rămași sau aruncate, dar acțiunea noastră trebuie să fie de prevenire și de informare a populației și chiar de pus semne inscripționate cu amendă de la cum se prevedează, în zonele limitrofii centrale, unde drumurile spre pădurile, că, într-adevăr, oamenii sunt de vină. Sunt oameni care, decât să-și pună gunoi în coșul de gunoi, vrea în căruță, îți duce la pădure și normal din drumul, când iese din drumul, cum vorbesc de chitici sau de arcozion, dar eu spun pe unde văd, mai aruncă câte un sac din când în când. Și dumneavoastră nu știți ca să mai trimiteți și acolo persoanele care fac părășelite de la ajutorul pe am avut o perioadă în care serviciul a fost oprit. Ideea este că trebuie să găsim o soluție de informare a populației să nu mai se întâmple chestia asta. Să pietrul, am văzut, s-a pus coș pentru peturi, undeva pe la Ticaleci. Ar trebui câteva din alea să scrie pe peturi sau plasticuri. Că omul decât să-l arunci în pădure, îl arunci acolo, domne, și ajunge natura și o persoană care le folosește. Și tot gunoi are loc. Adică gunoi care putrezește, îl pui în grădină, să putrezească, trebuie să avem acțiuni de informare. Spuneam mai devreme că a fost o perioadă în care serviciul de colectare a deșeurilor a fost suspendat, știm cu toții prin ce am trecut. Din păcate, unii cetățeni n-au înțeles că este interzis să arunci tot felul de deșeuri pe lungi, pe cursuri de apă și săptămânal dăm amenzi. Facem și campania asta de prevenire în sensul am pus acele anunțuri și pe garduri și pe unul am pus noi că e interzis. Măi, cu ei am venit de la prin ziota. Păi, dar eu am luat de prin explic. Să fie primul lucru. Poliția locală foarte bine pregătită. Mai nou să știți că poliția locală, făcând parte din componenta asta de prevenire, și împreună cu domnul viceprimar și eu, ne uităm în acele gunoi aruncate. Și am găsit acolo facturi, chitanțe, tot felul de elemente care duc la numele persoanei care aruncau gunoi acolo. Și ne-am dus la unii dintre ei acasă, da? Și nu le-am dat amendă, dar le-am cerut ca toată zona aia să o curățe. Altfel, primesc amendă și amenzile sunt destul de mari. Să știți că avem câteva exemple când s-au dus și au curățat gunoi aruncat de ei mai devreme. Da, dacă mai sunt probleme, dacă nu spuneți la vot, dacă mai sunt întrebări. Mai sunt întrebări? Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 17 voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii spre finanțare a proiectului construire și dotare corp nou, școala gimnazială numărul 1 din orașul Dărmănești. Da. Am să fac câteva precizări. Este deschisă AXA 10, care finanțează clădiri noi și dotări pentru școli. La Dărmănești avem la acest moment nevoie să construim un corp de clădire pentru școala numărul 1, aferentă, să zic așa, școlii numărul 3, vorbim de cartierul Brătulești. Finanțarea vine 98% de la Uniunea Europeană și doar 2% din bugetul local. Am venit și am propus acest proiect de hotărâre pentru că termenul de depunere a proiectului este foarte strâns. AXA este deschisă până pe 5 mai.
Și trebuie să ne mișcăm foarte repede ca să avem timp să depunem studiul de fezabilitate și ce mai avem noi acolo, în așa fel încât să putem intra în evaluarea acestei axe de finanțare. Dacă sunt întrebări? Eu știu că liceul termodinamic a început un proiect care probabil acum e concertat undeva părăsit de reabilitare. De această axă 10, nu? De am, ce? Am verificat, deci proiectul de reabilitare a liceului are valoare peste 5 milioane de euro. L-am depus pe PNDL. Așa. Și această axă finanțează doar învățământul gimnazial. Nu și partea de liceu. Deci, primul lucru, ne-am uitat la acest proiect pentru liceu. Nu sunt eligibile, nu sunt eligibile liceile. Am înțeles că în august se va deschide o altă axă de finanțare care vizează liceile tehnologice. Și atunci sper să putem. Deci, noi am depus proiectul pe PNDL, n-a fost selectat spre finanțare. Sperăm. Și l-a depus pe PNDL. Avem vreo șansă? Nu. Deci, acolo a fost respins la primul apel de proiecte. Fără niciun fel de motivare, de ce a fost respins, pentru că liceul chiar are nevoie de niște dotări. Nici la acest moment noi nu am primit răspuns de ce a fost respins acel proiect. Deci motivare. El este în așteptare. Mi s-a spus la acel moment că sursele de finanțare au fost epuizate și la un al doilea apel de proiecte pe PNDL, din nou va fi evaluat. Dar orice altă axă se deschide pentru licee, noi vom redepune acel proiect. Rămâne în analiză la PNDL și discuția a fost că din resturile care rămân din PNDL-ul 2 alocați spre finanțare, vor intra alte proiecte și sper să prindem și noi să intre în analiză și liceul, dacă nu, pe alte axe. Dar pe axa 10, liceul nu este eligibil. Deci ziceți că din august se deschide o altă axă undeva. Așa, cel puțin avem la acest moment, avem semnale că în luna august vor fi deschise. Este vorba și de axa 13, da? Și axa 13, care la acest moment este în dezbatere publică, tot undeva iulie-august va fi lansat și în axa 13 se spune că va finanța componente din proiectul pe liceu. Și documentația va rămâne valabilă? Da, documentația va rămâne valabilă. Inclusiv studii? Da, sigur că da. Deci acele studii se completează în cazul în care s-a modificat TVA-ul sau ceva, dar toate documentațiile rămân valabile, le redepune. S-au cheltuit o grămadă de bani. Sigur, și se reactualizează acele... Ideea asta am susținut și eu. Știu că am cheltuit bani, măcar să te rechiem. Este foarte, foarte bine și șanse sunt maxime. Toate proiectele pe zona romilor sunt de obicei să prind. Și este unul din pașii foarte importanți spre integrarea lor. Actul de școlarizare a romilor face parte din integrarea romilor în rândul romilor, romilor civilizați. Părerea mea este că se prinde sigur. Asta dacă se depun în bărbată. Și e un act foarte... Vine cât de repede, că știu că vin de 5 mai foarte aproape, trebuie foarte, foarte repede să facem un act. Domnule Mare, întrebare. Să luăm un studiu. Care va fi viitorul demografic al Mătureștiului vis-a-vis de școala asta românească, ceea care va fi pentru români? Da. În ce sens? În sens că nu construim acum așa peste 5-7 ani, de trebuie fi nevoie să închidem școala de la români, că nu va avea, sau români, clase liberi la Mătureștii aici. Nu știu dacă s-a făcut așa ceva asta. Asta să ne spune cum... Studiul demografic, uite, domnule, avem de 6 ani, atâția, de 7 ani, atâția, de un an, atâția. Vedem în decurs de 6 ani de zile, când va veni la școală, fie elev, există. Da. Perspectivii că văd în România, că urmăriți și dumneavoastră, urmărim și noi și vedeți, 10 școli, nu una, două, 10 școli, după ce au fost reabilitate, după aceea au fost închise, după ce au făcut investiții din zeci de miliarde de lei, așa, campusuri de licee, că vedeți, a trebuit doar acum chiar în zona Teleormanului și după aceea Dâmboviții, adică sunt vreo 2-3 care s-au închis. De ce nu găsim soluția să facem școala asta lângă școala acolo? Dacă tot există școală în Mărturești, de ce nu facem în curtea școlii în Mărturești? Este teren, este orice, de ce să-i separăm acolo? Atunci doar mai ușor îi putem integra.
Așa, dacă tot îi izolăm și tot îi ținem deoparte, așa, duc și la profesor, devine mai ușor. Că sunt foarte, foarte agresiv. Eu discut cu profesorii de care sunt acolo. Domnul Buzatu a fost și dânsul acolo, poate să-i spună mai mult în modul lor de comportare și dacă merită să facem o asemenea investiție acolo, la ei. Și da. Să nu o facem aici, pentru școala. Eu am înțeles răspunsul dumneavoastră, dacă îmi permiteți vă și răspund, cu siguranță merită. M-ați întrebat dacă merită să facem această investiție, cu siguranță merită. Și merită din mai multe motive. În primul rând, analizând evoluția demografică a comunității de rom, că despre asta este vorba, am constatat că în ultimii ani are loc o creștere exponențială a numărului de copii. Eu la rom știu că sunt 70, știu la ei. Mă refer la plătunești la români. Doi la mână. De la români, nu la români, nu mai sunt. Dați-mi voie că o să vă dau răspuns la toate întrebările. Deci, în primul rând, avem o creștere exponențială a copiilor în comunitatea de rom. În al doilea rând, pentru școala de la Brătulești și vorbim de școala 3, corpul da, în care învață românii, acolo, la acest moment, este ocupată școala, în sensul că se fac ore și de dimineață și după amiază. Deci, cu siguranță, în următorii 7, 8, 10 ani, evoluția numerică a elevilor din cartierul de români va rămâne constantă. Nu cred, dacă nu se întâmplă un cataclism ceva, să aibă loc o migrare în masa cetățenilor din cartierul Brătulești, acolo se menține un numeric și mă uit, v-am spus, am discutat de 5 ani în urmă și următorii 5 ani, care sunt evoluțiile. Un alt lucru, am analizat dacă putem să facem acest corp de clădire în spațiul școlii de la Brătulești și nu avem spațiu disponibil pentru că în acea curte elevii trebuie să aibă și un teren de sport, de joacă și ce mai au ei acolo. Nu putem să facem numai clădiri și un culoar prin care elevii să aibă acces la cursuri. Din acest punct de vedere și urmărind coeficientul de utilizare a terenului la școala numărul 3, nu mai avem unde să facem acea construcție care însemna să le înghesuim acolo. Un alt lucru foarte important, la comunitatea de romi în față, la zona asfaltată, avem un spațiu generos, disponibil, care, la stradă vorbesc, poate să răspundă la întrebarea asta, domnule, este spațiu suficient? Este. Și în acel corp de clădire pe care noi îl propunem spre construcție, sigur că se pot dezvolta și alte lucruri utile comunității. O sală pentru, eu știu, dispensar medical, care să fie cu destinație clară pentru comunitatea de rom. Da, educație sanitară sau ce mai vreți dumneavoastră acolo. Poate vom avea și un punct al poliției locale, o cameră acolo care să eu știu, urmărească buna desfășurare a activităților școlare. Este la strada principală, nu mai e nevoie să ducem în spate. Deci, am argumentat și am analizat toate punctele pro și contra. Eu cred că, ținând cont de evoluția numerică, e necesar acest corp de clădire, da? Altfel, suntem nevoiți să luăm acești copii din comunitatea de rom și să-i distribuim la celelalte școli din tot Dărmănești. Iar cel mai semnificativ argument este costul. Pe noi ne costă foarte puțin, 2% ca să facem treaba asta. Adică, dacă am fi fost nevoiți din bugetul local să facem vreo investiție doar cu resurse locale, era mai dificil. 2%. Nu vă mai spun de presiunea pe care am avut-o în toamnă din partea Direcției de Sănătate Publică și ce am mai avut noi controle pe aici, pentru că condițiile în care se învață la școala de la Brătulești și mă refer la corpul din comunitatea de rom, sunt total necorespunzătoare, inadecvate. Deci, din punctul ăsta de vedere, da, se merită să facem o investiție. Îți dea Dumnezeu să obținem avizul favorabil din partea Ministerului Învățământului, pentru că după ce dăm această hotărâre de Consiliul Local, facem solicitare la Ministerul Învățământului, da, și dacă obținem aviz favorabil, facem pasul următor. Dacă nu, rămânem la nivel de o hotărâre care am dat-o și rămânem într-un sertar. Alte întrebări? Sunt întrebări. Ați spus că în urma unei analize s-a constatat în cartierul Brătulești numărul de copii de români va rămâne același. Așa este. Pe la ora actuală, numărul de români este foarte mic. Deci nu completează cu nicio formă, nicio clasă. Medicul de familie. Și dumneavoastră sunteți în eroare. Faceți niște afirmații, adică să înțeleg că nicio clasă nu este ocupată la școala numărul 3? Doar viitor.
Că e viitor. Care e viitor? Viitorul ăsta la ce interval de timp vă gândiți? Deci acolo se învață dimineața și după amiază. Dar nu știți vă spun ce cum să... Cred că orice șlădire renovată care se conservă va folosi la ceva. Se poate închiria acolo în primărie, se poate... Dar nu cred că e o pierdere... Dar nu spunem că numărul copiilor să ne ținem sau chiar crește. Deci vorbim de o comunitate de 1000 și ceva de oameni acolo în zona acelei școli. Da, știu, dar și eu vă spun analize făcute de specialiști, că așa îmi dau cu părerea și eu și dumneavoastră îmi dau cu părerea că nu știu ce v-am spus. Dacă nu se va întâmpla un cataclism ceva, vreo migrare masă pe undeva, în acel cartier, școala aia de român trebuie să existe, că ea va funcționa. Domnul primar, da. Condițiile în care scad numărul de copii alele români, sigur vor crește ale români. Și va fi nevoie de ambele școli, părerea mea. Cu siguranță. Nu a spus nimeni. Deci noi nu facem școala cu destinații români sau cu destinații români. Noi facem școala pentru copii. Da, pentru copii. Pentru copii. Pentru copii. Mai sunt întrebări? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Abține? Domnul Moise. Nu sunt împotrivă specific. Abține. Am fost acuzat. Că abținerea e aceeași cu împotrivă. Specific, nu. Ca și calcul se calculează împotrivă, ca vot împotrivă. Dar ca termen, a fi împotrivă este una și abținerea este împotrivă. Dar legea spune că abținerea este împotrivă. Da. Asta este vot împotrivă. Da. 16 voturi pentru și o abținere, pentru că de hotărâre a fost adoptată. Deci dacă votăm ca la așa, așa e că a plăcit. Deci dacă domnul Moise, fac și o precizare ca să fie foarte clar. Abținerea este contorizată la împotrivă, să știți. Deci ori de câte ori vă abțineți, nu o să vedeți dumneavoastră acolo, că avem, exact ce spunea domnul Despa, 16,5. Sunt 16 pentru și unul abținut care e exact pe varianta împotrivă. Poate n-ați înțeles foarte sau nu știți. Mergem mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării locuințelor anele situate în oameni județul Mănești. Da, am avut o solicitare din partea doamnei Ancuța Claudia, care era, vă rog, ești, nu știu, mai auzit, da? Dacă aveți ceva de râs, vă rog, care renunță la o locuință din cele două blocuri anele și am luat celelalte dosare pe care le aveam în așteptare. Am făcut, colegii care sunt în comisie au făcut o analiză și propunem astăzi, la punctul 11, aprobarea listei de priorități și cred că după punctajul care a fost făcut, vedeți că este și nominalizată o familie care va locui în... Da, cu doi copii care va locui în acel imobil. Dacă aveți întrebări... Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 17 voturi pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartiție a locuințelor anele situate în orașul Dărmănești. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu s-a votat și acest proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL 26 din 29 mai 2009, privind atribuirea în folosință gratuită parohiei Dărmănești Izvorul Tămăduirii a suprafeței de 2707 metri pătrați teren construcții. Da, fac precizarea că în 2009, prin hotărârea numărul 26, a fost dat în folosință gratuită parohiei Dărmănești Izvorul Tămăduirii pe durata extenției construcției, un teren de 2700 de metri, în Valea Uzului, numărul 445, în vederea construirii unei biserici ortodoxe. Sigur că lucrul ăsta nu s-a întâmplat, iar în 20.03.2018, Părintele Alexandrescu ne-a făcut o adresă prin care solicită să anulăm acea hotărâre prin care am dat, pentru că nu se mai are în vedere construirea în pe acel teren, terenul a devenit liber. Și, ca atare, punctul 13, proiectul de hotărâre, propune abrogarea acelui HCL care dădea în atribuire. Mai aveți întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru?
Împotrivă. Abțineri. Mulțumim. 17 voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL numărul 35 din 30 iulie 2010 privind înființarea clubului de drept public Club Sportiv Uzu Dărmănești. Da, am să fac câteva precizări. În 2010, prin hotărârea numărul 35, a fost aprobat înființarea clubului sportiv de drept public Clubul Sportiv Uzu Dărmănești. La articolul 4, în acea hotărâre, era stabilit comitetul director, care este alcătuit din 3 membri, aprobat prin hotărârea Consiliului Local. Din acel Consiliu Director făcea parte Bindileu Iustin, Milea Fănel și Debrețin Tiberius. Am avut o discuție pentru revigorarea activității clubului sportiv, am avut o discuție cu Bindileu Iustian și l-am întrebat dacă vrea să mai facă parte din Consiliul Director. Domnul Iustian mi-a spus că este interesat să rămână în continuare în acest Consiliu Director. Bineînțeles că activitatea în perioada următoare va lua un crescendo așa, va avea o amploare mai mare, în sensul că am devenit proprietari acestui teren de sport, clubul ne aparține, va trebui să facem acolo niște lucrări de investiții, reparații, ce avem noi și, ce e foarte important, activitatea sportivă să crească în intensitate și în perioada următoare veți vedea că vom avea acolo diverse competiții sportive. Am avut discuții cu domnul Milea Fănel și și-a manifestat dorința de a rămâne în continuare în Consiliul Director și pe comisii am solicitat din partea grupului politic PSD să ne desemneze un membru în Consiliul Director. Domnul Despa Teodor, ai fost delegat. Dacă ești interesat să faci parte din Consiliul Director, dacă nu, spune-ne, te rog. Categoric, da. Bun. Supunem la vot cei trei, practic, hotărârea și alte modificări nu facem la acest club, doar Consiliul Director, da, în componența Mirea Pănel, Bindileu Iustin și Despa Teodor, urmează ca, după ce se aprobă hotărârea, vom avea o întâlnire cu Consiliul Director, Ionică rămâne cu treaba lui, cea de el, așa, și o să vedem cum ne organizăm, cum facem, așa fel încât activitatea acolo să meargă și să meargă bine. Cu această ocazie vă aduc la cunoștință că sâmbătă la ora 15 este meciul derby al campionatului, ceea ce ne privește. Jucăm cu FCM Bacău, sau rămășință la ce înseamnă FCM Bacău, echipa de pe locul 1. Vă avertizez să nu veniți cu prea multe speranțe, sunt foarte jucători efectiv profesioniști, dar speranța va ne urcă. Deci domnul consilier și-a intrat în drepturile de membru în Consiliul Director și deja ne... Chiar dacă nu eram, eu făceam invitația. O să rămâneți surprinși o echipă formată doar din dărmăneștei, locul 5 la finele turului, prin dăruirea și pasiunea unor oameni, pentru primul an în județ, eu zic că este destul de bine. Eu zic că dacă pierde echipa, devină e Consiliul Director. Da. În funcție cu primarul, care nu a asigurat fondurile necesare. Sigur. Supuneți la vot dacă... Deci să înțelegem că această echipă, Uzu Dărmănești, acum este a Consiliului Local Dărmănești. Păi așa târziu ați înțelegem. Nu, că noi am ridicat problema așa anul trecut. Și nu se găseau documentele. Uite, mă bucur că s-a reînființat și mă bucur că le-am putut răscumpăra și acea bază sportivă și chiar e un merit al Consiliului Local pentru că putem de aici încolo să fim mai aproape de ei. Că luăm bătaie, că batem, sportul ne reprezintă oriunde. Mulțumesc! Rog, Vasile, știți, eu am o vorbă. Eu vorbesc puțin și fac mult. Puteați să o răscumpăra și de asta, cât ați spus la guvernarea lui. Puteați să o răscumpărați de mai multe ori, dar n-ați avut, nu știu ce n-ați avut. A fost cumpătut. Atunci, noi am vrut să o cumpărăm, dar atunci ne cerea un preț, după aia clubul, care vrem acum. N-aș știu să negociați. Ok. Să... Și n-ați avut nici bani. Să supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 17. 15. 15. Cei doi consilieri se abțin? Noi n-avem voie să vă... Cei doi se abțin. Deci 15 voturi pentru și 2 abțineri. Nu mă abține, noi nu avem voie să votăm, să facem parte. Nu împotrivă. Nu împotrivă.
proiect de hotărâre privind introducerea unui teren în suprafață de 2707 din domeniul privat în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public. Da, este vorba de terenul care a aparținut și bisericii Izvorul Tămăduirii, da? Pentru a putea construi școală pe el, trebuie să-l introducem în domeniul public și abia după aia extasul de carte funciară face parte din documentația care stă la baza obținerii finanțării. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 17 voturi pentru. Proiect de hotărâre privind introducerea unor drumuri de exploatare de interes local în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al orașului Dărmănești. Da, punctul 17 pe ordinea de zi. Punctul 16 pe ordinea de zi, introducerea unor drumuri de exploatare. Spuneam la comisii că în perioada următoare, CRAB Bacău, compania de apă, va face o investiție la Dărmănești, în sensul că o nouă conductă de apă brută de la baraj până la Cărăboaia va fi prinsă în proiectare și asta înseamnă un traseu. Traseul pe care fosta administrație l-a agreat cu CRAB-ul, venea pe strada Uzinei, deci tot ce am asfaltat noi sub baraj acolo, toată strada aia trebuia spartă ca să facă loc acelei conducte de apă. Mai mult decât atât, conducta, traseul viitoarei conducte afecta și zona cartierului Brătulești, o parte din străzile Valea Uzului, da? Traseul pe la școala numărul 3, tot ce am lucrat noi acolo, canalizare, plus asfaltare pe PNDL, trebuia spart și venit cu acest nou tronson de conductă de apă brută. Nu am fost de acord cu treaba asta și săptămâna trecută și acum două săptămâni au avut doar mai multe runde de discuții la CRAB Bacău. Am propus un alt traseu care nu afectează zonele asfaltate și nu asfaltează zonele care, pe care noi vom dezvolta proiecte viitoare. Iar pentru a putea acest traseu propus de noi să fie eligibil în aplicația depusă de CRAB, trebuie acest traseu să fie introdus în domeniul public. Astăzi, la articolul 1, proiectul de hotărâre aprobă introducerea unor drumuri de exploatare. Noi le-am zis drumuri de exploatare și este vorba de în cartierul Sălătrup, sub zidul barajului, vom veni pe terenul Izlazul, pe care îl avem noi acolo, undeva paralel cu traseul Uzului, vom traversa în zona podului de la Bratu și vom intra în zona pe la domnul Kemen Mihai pe acolo, traversăm pe sub Izvorul Negru, venim iar în lunca Uzului și așa mai departe. Deci, ca să poată fi eligibil și să poată depune aplicația cei de la CRAB, noi trebuie să introducem acest traseu pe care l-am numit drumuri de exploatare în domeniul public. Despre asta este vorba și... Mai sunt întrebări? Poftim, domnul Domnul primar, în continuare, nu vorbesc ca și consilier, vorbesc în calitate de lucrător la Obolosul Dărmănești. În vedere că această pepinieră este un districtul pe care eu conduc, rog ca să fie stabilită cât mai urgent zona, suprafață pe care... Traseul. Da. Avem această conductă, pentru că noi aici 5 metri lățime nu este tocmai puțin. Da. Și dacă îmi luați toate parcelele pe care va veni, va urma să facă ridicare, să vă spun după de spa, noi vorbim pe drumurile publice de 5 metri lățime, iar ce am propus noi aici nu face parte și pepiniera, iar la pepiniera va fi nevoie. Pepiniera va avea o lățime de 2 metri, atât, iar proiectul ăsta efectiv va începe undeva în 2020. Deci noi acum suntem la studii de fezabilitate, povești. Fără probleme dumneavoastră vă faceți treaba, fără probleme. Deci cu siguranță faceți. Cel mai devreme lucrările vor începe în 2020. Liniștit vă faceți treaba, da? Liniștit vă faceți treaba. Cu siguranță nu vă afectează. S-ar putea să ieșiți la pensie dumneavoastră până parte. Exact, exact. Da. Asta deși sunteți foarte tânăr. Deși sunteți foarte tânăr, domnule. Dacă mai sunt întrebări, să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 17 voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Proiect de hotărâre privind aprobarea faselor de proiectare, notă conceptuală și temă de proiectare în vederea elaborării documentației tehnico-economice, faza SF, pentru investiția modernizare sectorială drumul de interes local în strada Minerilor, oraș Dăbrănești. Da, cum spuneam și la aprobarea bugetului, viziunea noastră și a mea în mod deosebit, să zic așa, este de asfaltarea străzilor din Dărmănești, pentru că știm că sunt foarte multe probleme legate de infrastructura rutieră. Astăzi venim cu două proiecte de hotărâre. Unul, cel la care colega noastră a făcut referire, este vorba de strada Minerilor, cartierul Boiștea, da? Și noi ne-am propus în buget să aprobăm și să finanțăm un kilometru de asfalt în cartierul Boiștea. În acest proiect de hotărâre nu am limitat la un kilometru de asfalt, ci facem vorbire de strada Minerilor în toată, în totalitatea ei, în toată lungimea ei. Și după ce vom face DALI-ul, da, documentația DALI, vom încerca să obținem aici tot pe PNDL-ul finanțare, pentru că, repet, mai sunt anumite sume care rămân acolo și ne ducem cu întreaga lungime a străzii, adică până sus în capul Minerilor. Vom merge și aici pe două variante. Una, vom depune pe PNDL, iar în condițiile în care nu vom reuși să obținem finanțare prin PNDL sau alte surse europene, apelăm la resursa locală. Da? Deci aici facem trimitere la tema de proiectare și nota conceptuală pentru modernizarea străzii Minerilor. Vă rog. Domnul primar, ideea este extraordinară și vin cu o completare. Dacă tot faceți asfaltare pe strada Minerilor, pe strada Minerilor există un șipot cu apă potabilă, unde se alimentează foarte mulți dărmănești. Dar la momentul ăsta el a fost reabilitat, dar nu e extraordinar de bine. Fiindcă te duci acolo, vin foarte multe vite la Dăpat, Balică, așa. Cu ocazia asta, vă rog din suflet, faceți un proiect micuț acolo, așa, cumva să delimităm unde beau animalele apă, că există și apă, dar trebuie delimitat și accesul pentru apă potabilă și posibilitatea de luat apă potabilă acolo să fie mai modernă și mai curată, să nu mai calci prin Balică. Ați văzut, de exemplu, pe la Comănești, pe la Moinești, sunt câteva. Și am văzut chiar Dofteana chiar. Simt. Și este foarte interesant că ajungem acolo, dacă tot se lucrează în zona aia, ar fi o chestie la o asta ratată. Sincer, vă spun, șansa să lucrez la acest proiect de reabilitarea șipotului. Și asta o vom face anul ăsta din bugetul local. Deci am deja făcute niște calcule, cum ar trebui separat barca de apă pentru cetățeni, de un lup pentru animale. Asta o vom face anul ăsta din bugetul local, fără niciun fel de lucru. Eu sper să ne ajute Dumnezeu și să încasăm banii ce avem noi din taxe și imposte și sper că noastră ca să trebuie șansa să cum să lucrează zona aia. Inclusiv scurgerea spre, pe timpul iernii, acolo se face gheață și mereu avem probleme. Și, da. Se face drumul, se fac și rigole. Sigur că da. Da. Deci partea de izvor de pe Boiștea, eu sper să fie până la sfârșitul anului rezolvat în bugetul local. Da, mulțumesc. Mai sunt întrebări? Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Am crezut că domnul Cotva se abține. 17 voturi pentru. Să știți că domnul Cotfaz mereu sărac oameni. La care Cotfaz vă referiți? La Cotfaz Vasile, da. Acum avem doi. Cel de Minerilor, da. Cel de Minerilor, da. Mergem mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor de proiectare, notă conceptuală și temă de proiectare în vederea elaborării documentației tehnico-economice faza SF pentru investiția în modernizare sectorială drumul de interes local în strada Plopu Dărmănești. Da, este vorba de aceeași idee, de a extinde rețeaua de asfalt din Dărmănești, cartierul Plopu. Noi am propus prin buget să facem un kilometru de asfalt la Plopu. Este vorba de zona din a Căminului Cultural, din zona Căminului Cultural și mergem spre biserică, spre zona bisericii. La școală. La fel și aici, deci de la școală până la biserică. Nu am spus lungime, da? Mergem cu strada propus, de-a Dumnezeu să avem bani, poate mergem și eu ne ducem mai încolo. Oricum, în studii vor fi prinse suprafețe mai mari și vedem cum putem finanța.
La fel, el, partea asta de, de proiect este prinsă din bugetul local și eu mi-aș dori tare mult ca până la sfârșitul anului să putem asfalta din bugetul local tronsonul ăsta de minim un kilometru în cartierul tău. Sunt întrebări? Nu, țin să mulțumesc pentru că... Am crezut că vă abțineți, că dumneavoastră sunteți... Vorbim real, deci nu vorbim una. Deci mulțumesc pentru ceea ce ați propus și dumneavoastră și Consiliul Local. Așa cum ați spus dumneavoastră, nu vă limitați la ce momentul ăla, deci mai sunt două, trei, trei zburi scurte care pot merge pe buni și dacă să aveți un moment de experiență. Sau în continuare acolo până la capăt. Sau în continuare acolo. Și acolo, dar oricum s-ar putea să bani și bine. Mulțumesc. Rămân cu bine, aici foarte. Mulțumim. Spuneam la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 17 voturi pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a trei loturi de teren aparținând domeniului privat al orașului Dărmănești în zona Târg Săptămânal în vederea amplasării unor module comerciale. Da, punctul 19 pe ordinea de zi, închirierea prin licitație publică a trei loturi. Cred că ați văzut că noi am demarat o activitate și un proiect de amenajare a unei parcări în zona Târgului Săptămânal. Este vorba de cea mai mare parcare pe care o va avea Dărmăneștiu, în jur de 1000 de metri pătrați de parcare. Nu vreau să ne oprim aici la partea asta de parcări. Știu că de fiecare dată noastră, după modernizarea centrului civic, ați avut solicitări pentru amenajarea de parcări și e absolut normal, pentru că înainte fiecare parca pe unde voia și cum putea din Dărmănești. Acum încercăm să amenajăm niște spații de parcare. Repet, peste 1000 de metri pătrați de parcare vor fi amenajați. Eu cred că maxim într-o lună această parcare va fi funcțională și pentru că pe locul, ați văzut, am creat acolo prin construirea acelor gabioane peste 60% din viitoarea parcare, pentru că nu aveam loc, era o râpă acolo. Acolo, pe acel amplasament, funcționa un chioșc care vindea tărâțe și ce vindea acolo. A fost schimbată poziția acelui chioșc. Le aliniem frumos în cele trei loturi pe care vi le propunem. Am cerut acestor agenți economici ca acele module să fie făcute după un proiect agreat de noi, ceva modern, ceva elegant, în așa fel încât și ei să-și poată desfășura activitatea acolo și cetățeanul să fie servit corect, într-o manieră elegantă. Și vorbim de centrul civic. Le-am cerut un anumit model de proiect, un anumit tip de proiect. Dăm această hotărâre de Consiliu pentru aprobarea scoaterii la licitație, dar dacă proiectele cu propunerile lor nu corespund viziunii arhitectonice a orașului Dărmănești, cu siguranță nu le vom da acolo. Deci e un mesaj foarte serios pe care îl transmit. Cotețe și ce avem noi acolo și tot felul de vagoane de nu știu care, nu acceptăm în zona centrală a orașului, pentru că acolo vorbim de zona centrală. Da? Deci un aspect modern, un aspect care se încadreze în arhitectura zonei și dacă lucrurile astea vor fi îndeplinite, vom aproba acele contracte de concesiune. Întrebări dacă vreți. Vorbim de această parcare. N-am văzut punctul. Eu personal, poate e dacă vreau să vă rog. Și vreau să vă rog să țineți cont la această parcare și chiar să și la cealaltă făcută. Trebuie făcută intrare și ieșire. Așa este proiectat. Fiindcă, puteți și la parcare unde sunt taxiurile și asta, să faceți o ieșire în drum, în străduța care iese de la garaj. Că nu este natural. Mi s-a întâmplat joia să văd o mașină parcată în drum și nici nu mai poți ieși, nici nu mai poți intra. Trebuie o intrare și o ieșire și cu sensuri. Să intre numai pe noi o parte și să iei strâmba pe partea aia. Deci parcarea pe care am propus-o are intrare, sens unic și ieșire. O să vedeți că e din toate punctele de vedere. Când lucrați la parcarea aia, poate rezolvați. Nu cred că e foarte dificil să faci la trotuarea aia, să faci o trecere. Mai sunt întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 17 voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Punctul 20 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind pentru aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Comănești. Înainte de a trece la discuții, vreau să fac câteva precizări. Acest proiect de hotărâre ne-a fost transmis de către ADIS Bacău, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Salubrizare, și vizează excluderea orașului Dărmănești, motivat de faptul că motivat de faptul că n-ar fi aprobat nu știu ce contract orașul Comănești, Consiliul Local. Am avut o discuție cu domnul primar orașului Comănești sâmbătă. Deci sâmbătă au avut ședință extraordinară, au aprobat, am înțeles, tariful, pentru că era o problemă legată de tarif. Nu aprobase peste tot tariful de 9,97 lei, pe care și noi l-am aprobat în luna ianuarie, pare mi se. Deci au aprobat acest tarif ca atare. Excluderea orașului Comănești din Asociația ADIS nu mai are niciun fel de fundament. În al doilea rând, am analizat ce s-ar întâmpla dacă acest UAT ar fi exclus. În ADIS, noi vorbim de principiul solidarității, care tradus înseamnă că locuitorii care sunt la oraș plătesc 9,97 lei, iar cei care sunt la comune 4 lei. Adică cei de la oraș suportă cumva costul pentru cei de la comune. Excluderea orașului Comănești, care înseamnă peste 20.000 de oameni, înseamnă o povară pentru ceilalți care rămânem orașele mici. Sigur, orașele mici. Și încă un argument, aș putea spune așa, în vederea respingerii acestui proiect de hotărâre, în decembrie sau în ianuarie, în ianuarie 2018, când ADIS-ul a cerut excluderea orașului Dărmănești din ADIS, mai multe primării din județul Bacău au respins acest proiect de hotărâre, inclusiv Comăneștiul, motivat de ceea ce v-am spus eu acolo. Noi ne-am strâns în acest ADIS să rezolvăm problemele și să le rezolvăm bine, nu să ne dăm afară unii pe alții. Deci propunerea pe care eu vă fac este să respingem acest proiect de hotărâre privind excluderea orașului Comănești din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, motivat de faptul că cu toți am plecat la drum, haideți să găsim soluțiile cele mai bune și nu, mai ales că am înțeles că, repet, și-au aprobat toate cele solicitări a ADIS-ului. Dacă aveți întrebări? ADIS-ul ăsta s-a format în 2010, da? Da. S-au dat atâtea hotărâri de Consiliu până acum, nu știu, deci... De atunci s-au stabilit pașii în care se va lucra în el. Nu înțeleg, sunt tot felul de 8 ani, deci sunt tot felul de advertențe, să spun așa. Nu, înseamnă că nu vă mai înțelegeți în ADIS sau care e situația. Nu, ne înțelegem foarte bine, dar primul și cel mai important lucru este noi trebuie să apărăm interesele cetățenilor, nu a unora care vin, nu știu de pe unde, și ne... Deci asta e singura divergență. Dar atunci nu s-a stabilit clar când s-a votat să facă această asociație. Nu s-a votat, domnule, care sunt pașii. S-a stabilit foarte clar. Și atunci de ce nu se urmează pașii aia? Păi, am înțeles că se urmează pașii respectiv. Pașii se urmează, se împovărează cu pașii. Eu, așa ca să fiu un pic ingrat, v-aș întreba și eu dacă s-a aprobat 9,97 atunci, în 2010, dumneavoastră, de ce ați votat împotrivă luna trecută? Atunci s-a votat... Vedeți că și dumneavoastră ați avut modelul dumneavoastră de gândire și ați zis, domnule, nu suntem de acolo. Nu, am întrebat, pentru că atunci s-a votat o evoluție a prețurilor pe care au votat-o niște plateuri. Deci Consiliul Local, noi nu judecăm Consiliul Local Comănești. Consiliul Local Comănești a zis în felul următor. Știți ce au aprobat? Ei au zis în felul următor. Dom'le, uite care, noi suntem de acord cu 9,97 lei pentru blocul. Dar pentru cetățenii care locuiesc la case, nu suntem de acord cu 9,90 lei, suntem de acord cu 4,00 lei, nu știu cât. Și atunci eu am venit și eu, am spus, dom'le, păi noi locuim numai la case. Dacă Comăneștiul e de acord și aprobați treaba asta ca la Comănești, blocurile să plătească 9,97 lei și casele 4 lei, atunci la Dărmănești toată lumea trebuie să plătească 4 lei. Suntem de acord cu voi. Orice de la Bacău a zis nu. Sunteți oraș, toată lumea plătește care locuiește la oraș 9,97 lei. Aici a fost divergența între Comănești și Bacău, iar Comăneștiul a înțeles lucrul ăsta, că nu există alternativă și sâmbătă, repet, au aprobat pentru toți cetățenii din orașul Comănești taxa de 9,97 lei. În Consiliul Local? În Consiliul Local, da. Ca atare nu mai au ce comenta ceilalți. Bine, domnul Pănică? Trebuie să stabilim o chestie.
nu membrii care au format ADIS-ul au făcut această propunere de excludere. Membrii au angajat un manager al ADIS-ului. Ori membrii din conducere care sunt angajați și ADIS-ului au Consiliul Director, exact. Au propus excluderea unui membru fondator. Noi își facem parte din membrii fondatori și ar fi de genul să ne dăm un coleg afară că ne-a venit o propunere de la un angajat de-a nostru. Exact. Ar trebui să înțelegem foarte bine cum, ce criteriu se întâmplă chestia asta. Mai ales că dacă noi dăm afară un OAT acum, următoarea chestie, orice pretenție ridică un OAT din care se... OAT-urile din ADIS, care au format ADIS-ul, sunt aproape toate OAT-urile din Județul Bacău. Da, da. Dacă se întâmplă că așa, pe urmă, mai apar noi un divergență între Consiliul Director și un alt OAT. Iar îl dăm afară. Ce se întâmplă să ne destinăm singuri și ne scade și propria noastră putere împotriva Consiliului Director care am angajat noi. Deci este o chestie destul de sensibilă și să ținem cont de ea. Că în viitorul, să zic eu, nu prea îndepărtat, poate mai remediem aceste costuri cu gunoi. Și ne civilizăm în sensul că nu mai dăm gunoi așa brut și poate mai reușim să scădem aceste costuri. Dar ar trebui, aia înseamnă să fim foarte uniți noi cu acești membri fondatori. Cu siguranță, maxim, eu vă spun, maxim un an de zile se va trece pe toamnă. De exemplu, și ieri au avut la Ministerul Mediului discuții foarte aplicate pentru a se trece la tonă, la cât să plătești. Păi dacă, noi dacă 50 de OAT-uri ar compune asta cu tonă și ar vota mai mult decât, mai mult decât atât, să știți, Uniunea Europeană ne sancționează drastic pentru că nu facem acea colectare selectivă și la momentul ăsta știți că nu se face selectiv. Și încet, încet, toată lumea face presiuni pe ADIS, pe operator, ca să se treacă la reglementările europene și naționale. Domnule, să plătesc pe tonă și să se facă selectiv. Adică n-ai vrut să cărăm acolo la noi tot felul de... Comuneștiul face selectiv. El face selectiv, dar... Asta este un alt paradox și fac un spirit de glumă. Haideți să excludem Comăneștiul, că este singurul din județul Bacău care face selectiv și merge treaba. Și Comăneștiul de fiecare dată are ocazia, de câte ori are ocazia, arată celui de la ADIS, spune, da, mă dați pe mine afară, eu sunt singurul care fac colectare selectivă. Și sunt un exemplu de bune practici și voi mă dați afară. Deci cam asta. Noi dacă nu ajungem să plătim plătoja, nu se justifică să trebuie să mai ținem cont de gunoiul selectiv. Tot dați afară plătim, nu? Sigur că da. Deci neapărat să ajungă în sensul că să avem o motivație ca noi să dăm gunoiul selectiv. Sau selectat. Pentru unele din gunoaie nu vei mai plăti? Nu spui așa. Pentru cel care este dacă nu mai sunt întrebări, haideți să punem la vot. Regulile astea s-au stabilit înainte, nu în timpul ca oricare. Deci regulile se stabilesc înainte a jocului, nu în timpul jocului. Că nu e corect. Și asta este o regulă de a vota. Nu întreb regulile când s-au stabilit. Haideți să vă spun când s-a stabilit regulile. De când am avut probleme cu gunoi, eu am citit sute de pagini, mii de pagini. La început, când s-au constituit în ADIS membrii fondatori, au fost un set de reguli. Toată lumea a fost de comun acord. Dom'le, uite care treaba. Toate deciziile le luăm în unanimitate. Adică toți suntem de acord cu o problemă. Când cei de la ADIS au văzut că lucrurile încep să se strângă, au zis, dom'le, hai să modificăm regula jocului, ce spunea domnul Bas, da? Și au zis, nu mai trebuie să voteze cei 94 pentru nu știu ce, ci votează jumătate plus 1. La momentul ăsta sunt 60 și ceva, 70 de comune și câteva orașe, da? Și cei de la comune votează prețul pentru orașe. Noi degeaba spunem, nu suntem de acord, că noi suntem 7, cât suntem noi și aia sunt 90. Și atunci noi le ducem acolo degeaba. De asta la început s-a stabilit regula. Toți trebuie să fie de acord. În consens, unanim. Dom'le, cum vii tu de la comuna X și îmi stabilești mie prețul la oraș? Tu n-ai nicio treabă, da? Ei, iată că acum s-a modificat regulile în timpul jocului, cum spunea domnul Balaș, ca să avantajeze pe lui. Și să dezavantajeze față. Domnul, încă o chestie trebuie să o amintim acum, ca să nu creadă lumea că acum 8 ani consilierii au fost de reacredință și au votat prețul ăla... Evoluția. Atunci, evoluția prețului. Dar atunci s-a votat
constrânși de programul ăla, canalizarea 18 milioane de euro, ecologizarea gropii de gunoi 1 milion de euro. Și domnule, tot pierdeți. Dacă votați, așa am fost constrânși cu chestiile astea. Deci să nu uităm că ADIS-ul ăsta s-a format după, e foarte bine organizat și n-aș vrea să spun după ce sistem organizat în ședința asta. Dar e organizat foarte bine și i-au prevăzut ce se va întâmpla. Și acum noi suntem victimele la ce se înseamnă un consilier mai vechi. Știe foarte multe lucruri, nu le spune acum, dar o să le spună. Nu vreau să mă exprim să fiu... Da, da. Nu-i nimic. Ideea este să... Da, ideea este să mergem... Dar e pleșul va evolua, să va mergem... Da, noi am aprobat. Facem eforturi mari ca să putem și proiectii și... Da. Dacă mai sunt întrebări, supunem la vot respingerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea excluderii din Asociația Orașului Comănești. Deci respingem, nu suntem... Cine este împotriva excluderii Comăneștiului din ADIS? Cine este pentru? Pentru respingere. Proiectul formulat altfel, de aia a rămas. Da, dacă suntem de acord cu respingerea Comăneștiului. Ăsta e proiectul de hotărâre. Sunteți de acord nu, să respingem Comăneștiului? Nu, suntem împotriva. Să exclude Comăneștiul. Nu, deci încerc cine votează formulați pentru cine este de acord cu excluderea Comăneștiului? Da. Deci nimeni nu e de acord cu excluderea Comăneștiului. Așa. Cine este împotriva excluderii Comăneștiului? Adică Comăneștiul să rămână în ADIS. Deci împotrivă. Domnilea. Nu, nu, împotriva excludere, da? Da. Deci tot ce mai puțin. De... 7 de la 6 persoane se abține. Cine se abține? Cine se abține? Abține. Nu, domnul Moise a fost pentru, a fost împotriva respingerii. Da. Și acum se abțin, cine se abțin? 6 oameni. Abținerea asta cum se pune? Împotriva. Domnul Balaș, domnul Roman, domnul Pădurariu, domnul Tiurtiucă, domnul Apetri și domnul Despa, și domnul Despa se abțin. Nu pot să înțeleg așa de bine ca alții. Deci asta e o problemă. Nu înțelege atât de bine pe cum înțeleg alții. Unde-ți mai... Da. Bun. 7 abțineri și 10 voturi împotrivă. Proiectul de hotărâre privind excluderea orașului Dărmănești din Comănești. 6 abțineri, vedeți că 6 abțineri. Domnul Balaș Roman, domnul Pădurariu, domnul Tiurtiucă, domnul Apetrei și domnul Despa. Da. 6 sunt. Așa. 6 abțineri și 11 voturi împotrivă. Excluderea Comăneștiului. Proiectul de hotărâre a fost respins. Proiect. Da. Da. Bun, mergem mai departe. 21. De zi, proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de cesiune pentru o parte socială în valoare nominală de 10 lei către SCE Ecovalea Muntelui SRL. Da, am să fac o scurtă precizare aici. Când s-a constituit Ecovalea Muntelui... Domnul deputat. Domnul deputat, vă rog, da? Deci când s-a constituit Ecovalea Muntelui, noi am fost membri fondatori cu o parte socială acolo, valoarea părții sociale 10 lei. Cei de la Ecovalea Muntelui doresc să se transforme în societate pe acțiuni. Legislația spune că trebuie să fie doar ei, Comăneștiul, membri fondatori acolo. Ne-au propus acest proiect de hotărâre prin care noi cesionăm acea parte socială, ieșim, practic, din acea asociație Ecovalea Muntelui, în așa fel încât dumneavoastră să-și poată face treaba acolo, să transforme în societate pe acțiuni, nu mai avem treabă cu, eu știu, cu ce își fac ei acolo, fac investiții și noi ne recuperăm cei 10 lei și ne vedem de treaba noastră. Întrebări dacă aveți? Dacă nu, spune la voi cine este pentru, împotrivă. Abțineri. 17 hotărâri. Proiectul 22, punctul 22 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea statutului orașului Dărmănești, județul Bacău. Da, este un proiect de hotărâre care vine să reașeze din punct de vedere al statutului orașului Dărmănești pe harta celorlalte orașe. Și sigur că ultimul statut a fost aprobat prin 1998. Era absolut necesar ca acest statut să fie reactualizat.
El vine și face o prezentare a orașului Dărmănești cu tot ce avem noi, eu știu, inclusiv Consiliul Local al orașului Dărmănești, cum suntem administrativ organizați, ce resurse avem, ce drumuri naționale, județene, rețeaua hidrografică. Este o prezentare, climă, caracteristici geotehnice, este o prezentare a orașului Dărmănești, care toate aceste informații sunt prinse sub forma statutului orașului Dărmănești. Vreau să vă spun că în 2017, în toamnă, am avut și o vizită a celor de la Prefectura Județului Bacău, un control de rutină, să zic. Printre altele, ni s-a cerut și acest statut, care noi l-am prezentat din 1998, nu mai era de actualitate. De atunci s-au întâmplat multe în localitatea noastră. Dacă aveți întrebări. Dacă nu spunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 17 voturi pentru proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 23 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate a primarului orașului Dărmănești. Aici, dacă îmi revine, poate o povestire. Am fost nominalizat Comisia de Urbanism pentru aprobarea acestui proiect. Nu mi se pare o formulă ca urbanismul să participe la un stat de cuvânt. Toate comisiile, motivat de faptul că este vorba de organigramă și stat de funcții și de faptul că dumneavoastră coordonați tot ce se numește bănuți. Știți ce, știți ce am zis noi? Nu, atenție. Eu am gândit în felul următor. Acolo unde sunt proiecte de hotărâre care au un impact major, să zic, statul de funcții. Am înțeles-o, acolo ar fi bugetul. Deci nu este strict o problemă legată de urbanism. Nu, nici nu măsurăm, nici nu facem ridicări topul aici. Nici nu construim. Dar cu titlul informativ este bine ca toate comisiile să-și dea avizul, pentru că în plen dumneavoastră veniți și votați. E o treabă pe care să zic, domnule, despre ce-i vorba. Deci dacă ține domnul președinte, la următoarele putem să excludem Comisia de Urbanism. Dar eu zic că ar fi bine ca toți consilierii, toate cele trei comisii, să fie prinse. Dacă mai aveți întrebări? Dacă nu spunem la voi, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 17 voturi pentru. Diverse. Să știți că ne-am mișcat foarte repede și mă bucur că ne-am mișcat foarte repede. Mai repede decât la o ședință așa de grea, cu 24 de minute, foarte repede. Și vă mulțumesc că ați fost foarte receptiv, să zic, la comisii. Fac așa o paralelă, să știți că în anii anteriori ne-am uitat și noi proiectele de hotărâri. Sunt ani în care sunt 50 de proiecte, sunt 50 de proiecte tot anul. Noi am avut 24 într-o ședință. Înainte de a trece pe discuții, mulțumesc doamnei consilier Stoica, da? Mulțumesc, Sămâna, pe discuții pe diverse, vreau să vă prezint două lucruri eu, care cred că sunt de interes. Voi încerca să fiu foarte scurt. Două lucruri care, primul lucru, la ședința anterioară, domnul consilier Balaș, pare mi se ne-a cerut să prezentăm o situație cu consumul de carburant, domnule, să prezentăm o situație cu consumul de carburant la Dărmănești și o să vă prezint o situație și ca să fim foarte expliciți. Nu, întrebarea mea nu voi încerca să fiu scurt. Întrebarea mea nu era când prezentați situația cu consumul. Am spus să facă repartiții pe autovehiculele. Da, deci avem tot ce... Da. Și doi, am să vă prezint, deci după ce prezint consumul de carburant și răspund la ce ne-a cerut domnul consilier, am să vă fac o informare legat de un eveniment pe care noi îl vom desfășura în luna mai, un eveniment de anvergură, un eveniment mare, care se va întâmpla la Dărmănești și care vizează de la Ghineș până la Tugorna toate localitățile. Haideți să trecem la primul punct, cu consumul de carburant. Eu am prezentat acolo și în format electronic, ca să fie mai pe niște slide-uri, da? Și prima dată, doamna secretar, îmi prezinți situația asta comparativă a consumului de carburant, da? Deci pe asta intrăm. Vreau să vă spun că în analiză am luat 3 ani, 2015,
2016 și 2017, consumul de carburant. Avem acolo două grafice, consumul de benzină și consumul de motorină. Vorbim de consumul de carburant care a fost făcut de utilajele și de mașinile pe care le are primăria în dispoziție. Deci, după ce veți vedea consumul de carburant, veți vedea și lucrările care au fost făcute cu aceste utilaje pe care le avem noi în 2015, 2016 și 2017, ca să puteți să vă faceți o idee cât de eficient a fost făcut acest consum de carburant. Da? Deci avem pe de o parte consumul de carburant, pe de cealaltă parte avem ce lucrări s-au făcut cu aceste mașini de s-a consumat carburantul respectiv. Și doamna secretar, vă rog să ai găsit sau nu ai găsit. Deci vreau 2015 consumul de carburant. Da, da? Deci aici aveți 2015, eu am să mă uit aici să stau cu fața către dumneavoastră. În 2015, de la 1 ianuarie și până la 31 decembrie, au fost consumați 7.792 de litri de benzină, adică 6,7 tone, și 58 de tone de motorină. Deci, într-un în anul 2015, au fost 58.168 de litri de motorină. 58 de tone și ceva. În 2015. Pentru 2016, da? Și aici aveți graficul, cu roșu este graficul la benzină 6.792 de litri și cu albastru graficul la motorină 58.168 de litri de motorină, da? Mergem pe 2016 și 2016 l-am împărțit în 1 ianuarie 2016 până la 30 iunie 2016, cât a fost 30 iunie 2016. Cât a fost viceprimar cu atribuții de primar, domnul Balaș Costel și Constantin, și consilier cu atribuții de viceprimar, domnul Păduraliu, în 6 luni de zile am avut, primăria Dămănești a făcut un consum de 3.082 litri de benzină și 49.071 de motorină. Foarte mult, enorm de mult, adică aproape 50 de tone de motorină în 6 luni. Vedem și lucrările care au fost făcute. Am prezentat în... O să vedem pe fiecare și lucrările. Am făcut pentru 2016 semestru 2, de la 1 iulie și până la 31 decembrie, perioada în care eu am fost primar și domnul Buzatu viceprimar, consumurile. Și o să vedeți aici că am consumat în celelalte 6 luni 2.323 de litri de benzină și 22.808 litri de motorină. 22,8 tone. Față de 49 de tone care au fost cu 6 luni înainte. Și vedeți și în grafic cum am expus acolo consumurile. Da? Deci avem semestru 1 2016 este acea cu albastru, acea prezentare grafică foarte, foarte sus și sigur, semestrul 2, care avem mult, 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 mult mai mic. Deci 40% am consumat din ce s-a consumat cu 6 luni înainte. Acum o să vă dau, și o să vă dau dreptul să vă spuneți punctul de vedere. Mergem și pe 2017. Haideți să vedem cum am închis 2017. Și o să vedeți dumneavoastră aici că în 2017 noi am avut 4.911 litri de benzină și 47.589 de litri de motorină, adică 47 de tone. Altfel spus, în 2017, tot anul, noi am consumat mai puțin decât s-a consumat în 6 luni în 2016, când am avut 49 de tone. Da? Haideți să vedem, da. Haideți să vă spun, să vedeți un pic, avem un consumul de combustibil 2015-2017, da? Deci s-a pornit în 2015 de la 58 de tone. În 2016, semestru 1, a fost o explozie de consum nejustificat, 49 de tone, și dacă ar fi mers în condițiile alea tot anul, cred că s-a ajungea la 90 de tone, cel puțin, de consum de motorină. Avem o scădere semnificativă în semestru 2 al anului 2016, deci ne la 22 de tone pe următoarele 6 luni și, sigur, scăderea 47 de tone în 2017, cel mai scăzut nivel. La benzină, la fel, se menține trendul.
Deci dacă am pornit de la 6.792 în 2015 de litri, vedeți, scade la 3.000-2.000 și ne ducem spre 4.900. Aici vreau să scot în evidență câteva lucruri. Principiile pe care le-am aplicat noi, de când suntem aici la conducerea primăriei, legat de eficientizarea cheltuirii banilor publici, se văd în aceste analize, pentru că știți că am montat acele GPS-uri la mașini, fiecare mașină are GPS, fiecare mașină știe foarte clar, știi la orice moment unde este și ce consumare. Haideți să vedem situație comparativă pe lucrări realizate, ca să vedem dacă acele poate s-au făcut foarte multe lucrări în perioada când consumul a fost foarte mare și sigur că am spus situație comparativă lucrări realizate în regie proprie în perioada 2015-2017. Situațiile toate se regăsesc în contabilitatea primăriei, adică să nu spună cineva că am scăpat în anumite lucrări. Tot ce s-a plătit, tot avem în execuția bugetară. Și am luat execuția bugetară pe 2015, execuția bugetară pe 2016 primul semestru, execuția bugetară 2016 al doilea semestru și execuția pe 2017. Am mai făcut un lucru aici, am lucrările realizate în regie proprie pe categorii de lucrări, de exemplu, domnule, am reabilitat străzi, am decolmatat pâraie, poate, da, ca să putem, ce am făcut cu mașinile noastre, am mișcat volume de pământ, nu știu, de pe la canalizare, de pe unde. Deci am încercat și vă spun că este foarte serioasă făcută analiza asta și foarte aplicată. Adică n-am scăpat nimic din ce am făcut. Haideți să vedem cum stăm cu lucrările făcute în 2015. Deci în 2015 s-a făcut un total de 4,65 km de reabilitări de străzi, balastări, întreținere drumului. Și am avut așa, în Lacuș s-a intervenit pe 1000 de metri, 2015 vorbesc, da? Nu știu, minerilor 1000 de metri, Boiană 500, Triajul 1150, Fabricii 500, Cișmelilor 500. Avem aici un total de 4650 de metri liniar de drum reabilitat. Da? De ce am făcut treaba asta? Poți să vedeți după aia graficul cu consumul de motorină. Că noi am spus că am consumat în 2015 58 de tone de motorină. În 2016, primul semestru, da? Și avem aici 16.285 de metri liniari de străzi făcute. 16.285 și s-a intervenit în cartierul Sălătruc, aveți și dimensiunile, pe strada Uzinei, Muntelui, Lacului, drumul spre Schendre pietruit, pe Salcei, Primăverei, Mioriței, Chimiei, Nemira, Plângului, Arimului, Valea Uzului. Deci le avem pe toate, așa cum le-am luat din contabilitate tot. Da? Deci ce le-am luat din contabilitate? Brătulești avem. Avem strada Brătulești, strada Valea Uzului, Arimului, Crângului, în târgul de cereale, nu știu ce s-a făcut. S-au făcut niște plombări pe strada Luncii, amenajare, infrastructură, cale ferată, ați lucrat și pe cale ferată, plombări pe la DG123, deci am luat tot în cap. Ei, toate aceste lungime adunată înseamnă 16.285 de metri liniari, mult mai mult decât s-a făcut în 2015, când aveam 4.600, da? S-a făcut de 4 ori mai mult în 2016, primul trimestru, și s-au consumat 49 de tone de motorină. Vorbim de motorină, da? 49 de tone. Creșterea este exponențială, adică este foarte, foarte mare. Aici n-ați mai prins niște lucruri. Ale avem. Imediat avem lucrările. Nu, poate sunt. Stați că eu vorbesc acum de drumuri balastate, după aia vorbim și de ala. Ce s-a făcut în 2016, în semestrul 2, de când am preluat noi administrarea primării, conducerea primării? N-am să citesc toate astea, dar vedeți că aveți un total 31.444 de metri liniari, adică dublu cât s-a făcut în primul semestru, când am avut 16.200, peste 31 de kilometri de străzi au fost balastate. Și le avem pe toate enumerate aici. Adică am făcut 31.000 de metri liniari cu un consum de 22 de tone, comparativ cu colegii dinaintea noastră, care au făcut 16.000 și au avut un consum de 49 de tone. În 2017, domnule, prezint și după aia te las să spui ce vrei, că am situația foarte clară. În 2017, da, au fost făcute 20.805, da? 20.805 de metri liniari și pe graficul pe care îl aveți dumneavoastră, la balastări, vorbim de balastări, da? Uitați cum
care este evoluția? În 2015 am avut 4650 de metri și s-au consumat 58 de tone. În 2016, primul trimestru, cât a fost domnul Balaș viceprimar, s-au făcut 16200 de metri liniari, s-a consumat 49 de tone. În 2016, de când am preluat noi din iulie până la sfârșitul anului, s-au făcut 31444 de metri liniari de străzi balastate și am consumat doar 22 de tone față de așa. Iar în 2017, doar la balastări, am făcut peste 20.000 de metri liniari și s-au consumat 47 de tone și cu restul lucrărilor. Haideți să vedem ce fel de lucrări s-au mai făcut la Dărmănești, tot pe cei 3 ani comparativ. Decolmatări. Da? În 2015 s-a curățat pârâul fabricii, pârâul Dărmăneasca și rigole și șanțuri la DG123. Asta ne-am găsit în contabilitate. Asta înseamnă 4.000 de metri cubi. Deci în 2015, 4.000 de metri cubi, tot pe consumul ăla de motorin. În 2016, în primul semestru, cât a fost domnul Balaș la comandă, s-a curățat pe strada Chimiei, vorbind de decolmatări, da? Șanțul pe Chimiei, prin Poiană, prin Vermești, Pârâul Dărmăneasca, Amal Protu și unde a mai făcut dumnealui, 3802 metri cubi s-au curățat, da? În trimestru 2, când am venit noi aici, am curățat Pârâul Dogaru, care nu era curățat și dacă ăsta nu a intervenit acolo, au fost inundații, mă rog, 1800 de metri cubi numai Pârâul Dogaru am scos. La Șindrilie, deci asta am făcut cu utilajări. Peste 4.000 de metri cubi am scos de acolo și cei care sunteți din cartier de acolo știți ce lucrări am făcut. Un total de 6.970 de metri cubi, adică aproape dublu față de primul trimestru. Cu toate astea, pe lângă faptul că am făcut aici 6.970 de metri cubi de decolmatări plus drumurile alea 30.000, am consumat doar 22 de tone de motorin. În 2017, noi am pârâul Dealul Mare, 1000 de metri cubi prin fabrică pe acolo și știți domnul Turtucă, și la Izvorul Negru, în total, 5500 de metri cubi. 6970 și în 2017, 5500. Deci, vreau să scot în evidență creșterea aproape exponențială a lucrărilor făcute de primărie și, în același timp, scăderea consistentă a consumului de carburant. Pentru că am folosit eficient și banii și carburantul ăla nu s-a mai dus în alte părți, s-a dus pe lucrări. Haideți să mergem mai departe să vedem ce mai avem aici. Avem aici dislocări de volum de materiale. Este o altă categorie de lucrări care au fost făcute pe cei 3 ani de către primărie. Și avem în 2015. Transport piatră spartă, că făcea domnul consilier trimitere cam transportat, le-am prins pe toate. Transport de piatră spartă, în 2015, un total de 4.000 de metri cubi. Ce avem noi în situația asta? În 2016, în primul trimestru, s-au transportat materiale, nu mai inundați, nu știu ce ați făcut dumneavoastră, 3.500 de metri cubi. În 2016, în semestru al doilea, transport material, tot ce am făcut noi, 3600, adică suntem în semestru 2, un pic peste semestru 1, iar în 2017 avem piatră spartă și tot ce am intervenit pe străzile care le-ați văzut mai devreme, 8100 de metri cubi transportați cu mașinile primăriei. Avem un centralizator cu volumele pe care în cei 3 ani le-am mișcat fiecare când am fost. Deci, 2015, 4.000 de metri cubi, 2016, 3.500, 2016, semestru 2, când am fost noi, de când am intrat noi la guvernare, 3.600 și 8.100 în 2017. Vedeți că, din nou, înregistrăm creștere ale categoriilor de lucrări și, în același timp, este o scădere consistentă a consumului de carburant. Mai avem o categorie de lucrări pe care am regăsit-o 2017, 2016 și 2015. Asigurare front de lucru volume metri cubi. În 2015 s-a transportat către concasor piatra spartă, piatra pentru spargere, 2000 metri cubi. În semestru genul ăsta de lucrări, în semestru 1 nu l-am văzut aici. În semestru 2 avem când am preluat eu conducerea cu domnul viceprimar, 3800 de metri cubi. Deci, iată și aici o creștere exponențială a cantităților de volume pentru asigurarea frontului de lucru cu mașinile primăriei și în același timp avem și o scădere a consumului de carburant. În 2017 avem 4000 de metri cubi
asigurare front de lucru asfaltări strada Uzinei. Și știți acolo că noi am decolmatat despre ce-i vorba concret să vorbesc. Pe strada Uzinei am făcut acel șanț care duce 1100 de metri linear. Am cărat pământ de acolo. Am decolmatat de la deal de pod. Pe stradă erau acele apostamente pline de mâlcă. Nu se intervenise acolo de nu știu câți ani. Toate acele volume le-am cărat de acolo, le-am ras, le-am curățat și le-am împăcat și le-am transportat. După aia am asigurat front de lucru la centrul civic 2 aici. Vă aduceți aminte că în parc aici era o gaură, ce era o groapă în parcul din fața primăriei. Noi acolo am venit cu niște cantități de pământ, de balast, ce am făcut, am ridicat cotele ca să putem să facem lucrările pentru amenajarea centrului civic. Am făcut acel parc la Lapă și toate rezidurile alea de la canalizări, o grămadă de pământ care rezultat din șanțuri, de ce am curățat noi și pe strada Achimiei și pe unde am făcut șanțurile, acel pământ nu l-am aruncat, l-am cărat și am câștigat o suprafață de teren în cartierul Lapăș de peste 1500 de metri pătrați. Am făcut acea platformă pe care am făcut un parc. Încă 700 de metri cubi au fost cărați acolo. După aia am asigurat front de lucru când am construit puntea de la Lapăș 2017. Am mișcat volume acolo ca să putem în Albia trotul și să putem face lucrări. În 2017, peste 4.000 de metri cubi au fost la acest capitol asigurare front de lucru mișcați cu utilajele primăriei și din nou avem un grafic aici în care foarte clar se văd acele cantități de lucrări pe care noi le-am făcut și vorbesc în același timp de scădere ale consumului de carburante. Și ultima categorie de lucrări, pe care iar am regăsit-o în 2015, 16 și 17, exprimat în metri pătrați, alte tipuri de lucrări, suprafețe, de exemplu, am reabilitat pod Dărmănească, ce am făcut noi acolo, val de pârâu Dărmănească, am decolmatat pe acolo, în semestru 1, micul lucrări, în semestru 2, am avut transport de sort, am avut lucrări de întreținere, igienizare, deci vedeți acolo cantitățile și metri pătrați. Deci la alte lucrări, dacă ne uităm, alte categorii de lucrări care n-au fost făcute în 2015, care n-au fost făcute în 2016, care în primul trimestru 2016 n-au fost făcute deloc, în trimestru 2 au fost făcute puțin, iată că în 2017 aceste alte categorii de lucrări cresc și astea exponențial până la 350.000 de metri pătrați de lucrări, un volum foarte, foarte, foarte mare. Și vreau încă o dată să ne întoarcem la acest consum de carburant, pentru că cred că este semnificativ, da? Când avem, ați văzut categoriile de lucrări și vă spun, le-am prins pe toate și am cerut colegilor noștri, colegilor mei și din primărie aparatul de specialitate, ca să facă foarte clar această situație, nu vină să spună careva că, vezi, Doamne, n-am prins anumite lucruri. 2015, te rog ăsta să-l prezinți, da? În 2015, 58 de tone. În 2016, primul semestru, 49 de tone, da? Care enorm de mult și nu se justifică acel consum. Acolo au fost bani aruncați pe apa sâmbetei, cum vorbim noi, că ați văzut și lucrările care s-au făcut. În 2016, în semestru 2, ați văzut 22 de tone de motorină în condițiile în care noi am făcut lucrări dublu. Și în 2017, 47 de tone și la toate categoriile exponențial au crescut acele lucrări. Să știți că nu îmi vin pe nimeni și nu spun că nu știu ce s-a întâmplat sau nu mă interesează. Eu vin și spun că de când am preluat conducerea primăriei, prioritar pentru mine este ca acești bani să fie cheltuiți în favoarea cetățenilor și pe lucrări care să existe. Vin și spun că montarea acelor sisteme de monitorizare GPS are un efect foarte bun, pentru că am redus consumurile foarte mult, da? Vin și spun că banii pe care i-am economisit noi și vorbesc de miliarde s-au dus în alte categorii de lucrări, pentru că i-am folosit eficient și i-am dus în alte categorii de lucrări. Și vin și spun că dacă am nemulțumit pe unii sau am deranjat pe alții, este problema lor. Deci ținta mea este ca cetățeanul din Dărmănești să înțeleagă foarte clar. Noi suntem absolut transparenți, nu avem absolut nimic de ascuns. Ăsta este rodul muncii noastre. Nu sunt toate perfecte, să știți. Mai sunt foarte multe lucruri de îndreptat. Și în ședințele următoare o să vă prezint în continuare parte din activitatea pe care noi o facem zi de zi și cum am reușit să îndreptăm această,
primărie, care se ducea într-o direcție greșită. Să o îndreptăm pe calea cea bună și să recuperăm și sumele și să facem și lucrări. Sigur că am să spun, am să prezint niște grafice și ce asfaltări am făcut, pentru că domnul Moise n-a înțeles, sau mă rog, cetățeanul n-a înțeles, am să vă spun. Cam atât este legat de consumul de carburant. Vreau să vă spun că în detaliu, dacă intrăm pe fiecare, ce spunea domnul Pădurariu, pe fiecare mașină, dacă fac treaba asta, veți constata niște, aceeași mașină, niște scăderi drastice ale consumului de carburant 2015, 2016, 2017. Vă dau un singur exemplu, mașina de pompier. Nu știu ce făceau, mergeau cu motorul turat, nu mai știu. Un singur exemplu vă dau aici. Mașina de pompieri consuma lunar 8-900 de litri de motorină, chiar dacă avea sau nu avea intervenții, sau mai ieșea, mai spăla, nu știu ce mai făcea el acolo. De când am montat GPS, cât credeți consum? La același, să zic, activitate. Sub 200 de litri, da? Deci, peste 800 de litri înainte, după ce s-a montat sistemul de GPS și eu am toată situația și o țin așa, sub 200 de litri, 100 și ceva. Ia câtă, deci a scăzut de 4 ori consumul de carburant la mașina de pompieri, care, mă rog, da, nu știu ce avea. Și, repet, nu este o laudă, este o realitate. Astea sunt cifrele la momentul de față. Și de fiecare dată, și colegii mei știu, în momentul în care apar anumite abateri de la anumite sume pe care eu le știu cam unde ar trebui să fie cifrate, cei care le încalcă au probleme. Atât la punctul ăsta, vreau să vă prezint al doilea punct pe care eu cred că este de interes și aș vrea ca la acest lucru toată lumea să se implice. Vor avea loc la Dărmănești, în perioada lunii mai, două evenimente foarte importante. În perioada 12-13 mai vom organiza târgul gospodărilor de produse montane, se numește la Porțile Nemirei, Tradiții și Obicei. Ediția 1, 12-13 mai, la Dărmănești. În ce constă acest târg? În primul rând, cui ne adresăm noi? De la Ghimeș și până la Târgu Ocna, toate localitățile vor fi invitate aici. De la Ghimeș și până la Târgu Ocna, toți producătorii care, producătorii mici, mă refer la cei care fac produse tradiționale, sunt invitați aici la noi, da? De la cârnați, de la brânză, de la, eu știu, dulceață, gogoși, fiecare ce face, sunt invitați la noi. Iar în piațeta din fața primăriei vor fi montate undeva vreo 30 de chioșcuri, 30 de tarabe pentru expunere și timp de două zile, repet, acești producători vor fi invitați la noi să-și prezinte și să putem cumpăra, degusta aceste produse tradiționale. În al doilea rând, tot de la Ghimeș și până la Târgu Ocna vor fi invitați toți operatorii de turism, toți cei care au pensiuni la momentul ăsta, care vor să facă pensiuni, care vor să dezvolte activități de turism, toți cei care au unități de cazare, invitați la Dărmănești în așa fel încât să se cunoască între ei și să cunoască acești producători de produse tradiționale. Noi ne mândrim cu brânza noastră, cu ce facem noi pe aici. Sigur că la această întâlnire vor fi prezenți toți primarii, de la Ghimeș până la Moinești, Zemeș, Măgirești și până la Târgu Ocna. Toți primarii vor fi prezenți. Vreau să vedem acest târg cu două componente. În primul rând, și cu expunerea, ce am povestit eu, expunerea de produse tradiționale în fața primăriei aici și cu o expoziție de animale în târgul săptămânal. Vom amenaja acolo standuri pentru oi, vaci, ce avem noi în zonă, de la, repet, de la Ghimeș și până la Târgu Ocna. Dar aici, în primul rând, cer sprijin din partea crescătorilor de animale din Dărmănești, pentru că e mai ușor să vii cu o turmă de oi din Dărmănești și e fala noastră, mândria noastră, că suntem crescători de oi cei mai puternici din toată valea asta, la Dărmănești sunt cei mai buni crescători de animale și să le putem expune în târgul săptămânal, pentru că la acest eveniment va fi invitat Ministrul Agriculturii, Petre Daia, și eu sper să fie prezent sâmbătă atunci, Ministrul Viorel Ilie, vor fi invitați secretari de stat, vor fi invitați prefectul județului, președintele Consiliului Județean, directorul de la APIA, directorul de la AFIR, directorul de la ADR Nord-Est. Deci o grămadă de vârfuri luminate și capete luminate vor fi prezenți la Dărmănești. După ce se face această vizită în teren și degustări,
Vom avea o sesiune de discuții la Magic Garden, în sala mare, da? Unde fiecare își va spune acolo punctul de vedere, crescătorii de animale, ce probleme au ei, unde, cum văd ei, cum ar dori să-și valorifice produsele, cei care fac produse tradiționale, ce probleme mai au și ei, cei care sunt cu turismul și ei ce probleme au, da? Va vorbi ministrul, vor vorbi cei implicați. Este o primă acțiune de forță pe care Dărmănești o dă la nivel de regiune, de regiune mă refer la județul Bacău, pentru că vor fi invitați toți de acolo, dar la regiune zonală aici, mă refer la Valea Trotușului, pentru că se adresează unui bazin foarte mare. Este un semnal foarte puternic transmis și către MONPESA, pentru că noi suntem membrii MONPESA. Această acțiune este acțiunea noastră, inițiată de noi. Și dacă MONPESA vrea să adere la ideea noastră, cu siguranță vom promova și cei din MONPESA. Este o acțiune care vizează dezvoltarea turismului la Dărmănești și știți că noi vorbeam de turism și iată că această acțiune vine să cumva să spună că da, la Dărmănești este o administrație care este interesată de promovarea și a produselor tradiționale și a operatorilor din turism. Și ce este foarte interesant, ați văzut că noi am aprobat ceva timp în urmă marcă înregistrată, fabricată în Dărmănești. Am luat toate avizele de la OSIM, suntem în regulă la acest moment, suntem la nivel de județul Bacău, singura primărie care a obținut așa ceva. Și ce facem cu marca asta? O promovăm și mai e un lucru foarte important. Susținem toți producătorii din Dărmănești prin promovare gratuită. Și aici apare al doilea eveniment care va avea loc în aceeași perioadă. Este vorba de Congresul Jurnaliștilor din Turism, care se va ține la Dărmănești. Este pentru prima dată când așa ceva se organizează la Dărmănești. 9 jurnaliști de top care promovează turismul din România vor fi prezenți în perioada 11 mai, 14 mai la Dărmănești și va face acțiuni doar cu Dărmănești în condițiile în care MONPESA nu va fi alături de noi. Ce înseamnă asta? Vom filma, vom înregistra la agenții de turism din Dărmănești gratuit. Da? Îi vom promova timp de un an de zile, gratuit, pe toate canalele celor 9 televiziuni, da? Pe toate site-urile pe care le au ei, în așa fel încât acești agenți economici din Dărmănești, care astăzi fac turism și ce mai fac ei, să poată beneficia de turiști mai mulți. Sigur că acest experiment cu Congresul Jurnaliștilor pe Turism a fost anul trecut, s-a ținut într-o altă localitate, n-am să dau acum nume, și care a fost primul efect. Am avut o discuție cu primarul de acolo și după ce au venit acești jurnaliști, a crescut de 300-400% numărul de turiști acolo și nu era o localitate turistică. Pentru că se vede pe toate, se vede cum face Bulzu, nu știu cine, la el, la pensiune, se vede ce frumusețe avem noi și vreau legat de treaba asta să fiți alături, sunteți primii care au luat cunoștință de aceste evenimente, două evenimente. Vreau să fim alături, vreau să fim o singură echipă, nu unii pentru alții ne abținem sau alții nu știu ce mai fac. În sensul de a participa la toate activitățile care noi le vom face aici. În sensul de a susține cartierele pe care le reprezentați aici, da? Dacă aveți crescători de animale din cartierul dumneavoastră, duceți la urechea lor această informație. Dacă aveți pensiuni, aveți, restaurante, ce mai aveți dumneavoastră, haideți să-i chemăm pe toți și vom avea în perioada următoare o întâlnire cu toți deținătorii de, și toți cei care activează în domeniul ăsta, în așa fel încât să-i putem promova gratuit, să se ducă acești jurnaliști la ei acasă, nu în altă parte, că altfel dacă chemi un card de televiziune, îți cere nu știu câți bani să-ți filmeze, nu știu ce, da? Gratuit. Timp de un an de zile, repet, gratuit vor avea promovarea pe toate site-urile. La aceste întâlniri pe care le avem noi cu primarii de pe toate văile astea, cu miniștrii secretari de stat, cu miniștrii, cu mai știu eu ce, să fiți prezenți, pentru că dumneavoastră sunteți legislativul în orașul ăsta și aș vrea
nu să ne facem promovare, ci să ne implicăm în așa fel încât să se vadă că aici este o echipă, suntem și ne propunem ținte foarte, foarte mari, da? Ne propunem să dăm pe valea asta ora exactă. Cel puțin în domeniul ăsta. Că dacă noi facem ediția 1, la anul va fi ediția 2, la Dărmănești și așa mai departe. Deci cele două lucruri care se vor întâmpla la Dărmănești, odată acest târg al gospodarilor de produse, trebuie să iese, să fie perfect și vom avea invitați de marcă. Și în al doilea rând, acel congres al jurnaliștilor vine să completeze și să ne promoveze peste tot. Speranța ca la ediția a doua să avem mai mulți producători locali. Deci mi-aș dori foarte mult să avem curajul și să spunem producătorilor locali. Aici vor fi discuții cu direcția, cu DSP-ul, da? Nu vine ăla și îmi spune, stai, domnule, n-ai autorizație să dau amendă. Și veți vedea că una din problemele ridicate la discuția cu Ministrul Agriculturii va fi asta. Haideți să modificăm cadrul legislativ ca acești producători să poată să vină și să-și producă și să-și vândă produsele făcute în gospodăria lor. Nu să mâncăm brânză telenea de la bulgari care n-au văzut, n-au văzut deloc la... Asta se va putea fără a avea sigur, sigur, sigur. Pentru că noi, prin această marcă registrată, noi, Consiliul Local, ne asumăm și stabilim prin regulament că ăla face un produs de calitate. Așa pot să mă apuc eu, sau oricare cetățean, să fac un cărnaț, poate chiar bun. Da. Și să-l vând fără să mă autorizez ca producător de cărnaț. Atenție! Deci noi avem niște autorizări, că avem odată, avem odată carnetul de producător. Nu mai avem, nu mai avem baza legală. Chiar dacă ne creăm baza legală, dacă vorbim, nu să modificăm legislația. Dar trebuie un aviz de la sensul că dăm un aliment. Deci, la momentul ăsta, propunerea mea este să nu intrăm în detalii, pentru că sunt specialiști care se ocupă de treaba asta, dar ce pot să vă spun? Legislația este foarte stufoasă și îi blochează pe foarte mulți. Îi blochează. Și atunci trebuie înlesnită legislația în așa fel încât să mâncăm un produs sănătos. Și pe de altă parte să-i oferim posibilitatea omului nu să-și facă nu știu ce firmă ca să vândă brânză. Da? Deci asta e. Adunarea generală nu o putem face la Căminul Cultural Clocul? Nu, pentru că... Mă gândesc că... E un pic peste mână și avem... Aici așa vin o specie. Aici sunt lucruri care nu pot să vi le spun la cameră, sunt niște lucruri care țin de, da, vin de mitare și când vin de mitare trebuie să avem un anumite. Da. Deci e o chestie care ține de... Astea două lucruri am spus să vi le spun. Dacă pui pe domnul ministru ăsta aia, să vă încuci. Veți găsi un site, noi avem aici implicat și Gal Valea Muntelui și liderul și mai mulți, da? Veți găsi aici un site și vreau să intrați pe site-ul ăla, că veți găsi materialele. Astea sunt niște materiale promoționale, da? Și să le dați pe Facebook-ul noastră, să spuneți oamenilor despre ce e vorba. Deci 12-13 mai, sâmbătă și duminică, cu o săptămână înainte de 21. Bun. Eu mulțumesc. Dacă aveți diverse scurte, vă răspund. Dacă aveți diverse lungi, vă rog să lăsați scrise. Nu, le avem scurte, așa că da? Suntem ca dumneavoastră. Haideți să vedem diverse scurte, da? Nu v-a las, vă rog, eu n-am cerut chestia cu carburantă, dar totuși anul 2015, nu știu consum pentru anul, nu știu ce am fost, 2017, iar nu știu, dar în primul să vedeți ăla, știu că consumul de carburant este aprobat prin promotările de Consiliul Local, da? Păi, prin hotărârea Consiliului Local se aprobă de obicei cele mai multe furturi. Adică să nu spuneți că dacă avem o hotărâre de Consiliul Local putem fugi cu motorina acasă. Nu, dar știu că am văzut că sunt 49 de tone extraordinar de mult și am văzut că sunt... Ne jigniți, domnul, adică noi vă aprobăm al facturi și mai văd. Doamne, președinte, vreau să... Acum am respectat să... Vă rog, doamne, președinte, 5 minute și gata. 3 minute. 5 minute. Doamna președintă, dumneavoastră conduce ședința. Domnul primar a vorbit 3 ori. Dar am avut multe de spus. Deși noi avem de spus, să știți. Deci vreau să vă spun un lucru. Deci există un consum de carburant aprobat. Fiecare utilaj știu că are un FAZ, o fișă a activității zilnice. Cei care au încălcat fișa trebuia să plătească carburantul.
Eu nu așa știu prin donatorul principal de credite, că ăla aprobă. Fișa, fișa activității zilnice a luat fiecare utilaj. Așa știu. Sunt inginerul. Foaie, numărul de ore, da, de funcționari. Vorbim de 16.285 de kilometri de metri liniar, nu kilometri. 16.000 trebuie să nu, nu, 16.285 de metri, da? Da, da, da. Asta a însemnat o profilare a drumului cu încrederul. S-au pus 7 cm de piatră spartă, s-au compactat, după aceea s-a pus o griblură de 6-8 care s-a compactat, deci nu însemna numai niște balastare. Deci să înțelegem bine. Noi am zis la capitolul... Nu, eu vă spun exact ce s-a întâmplat în... Da, da, da. Eu susțin ceea ce a fost atunci. Da. Nu vreau să mă desculp sau să desculpăm pe cineva. Deci nu s-a făcut treabă numai din 2016, din semestrul 2 încoace. Nu s-a făcut treabă numai... S-a făcut mai eficient. Da, mai eficient. Mai eficient s-a făcut, pentru că... Așa zicem, dar de... în 2008-2012, de ce nu s-a făcut treabă eficient? Eu, da, chemați primarul care a fost, da, atunci, nu, o să vedea detalii. Nu, dar discutăm ce... pentru că era tot un consiliu, tot viceprimar. Că nu mai aruncăm acum, noi am venit la primăria Dămânești, deci să spus... facem lucruri bune. Am făcut precizarea, domnul consiliu, am făcut precizarea că nu vin să caut vinovați și eu v-am arătat niște cifre și astea sunt vreitoare. Adică nu, dom'le, nu, atât s-a consumat, atât s-a făcut. Noi nu căutăm vinovați, dar haideți exact, să spunem exact. Dărmăneștenilor corect. Păi asta le-am spus și eu astea o să le postez toate ca să le vadă fiecare. Vă dau copii după ele, da? Să le luați fiecare, să le luați. Când iau cuvântul, am rugămit. Nu v-am întrerupt nicio secundă. Vă rog, nu mă întrerupeți când iau cuvântul. Încerc să mă abțin. Nu că dacă mă întrerupeți când am luat cuvântul, m-am sculat de la masă și vă spun bună ziua și am plecat. Păi nu, mă lăsați să vorbesc. Din cauza că dumneavoastră ați făcut prezenta schița, ați avut cuvântul, vă rog. Eu mai am câteva lucruri de spus. Am avut o ședință pe buget luna trecută și sincer vă spun, îmi pare rău. În procesul verbal nu este consemnat nicăieri, că consilierii PSD n-au votat 45% din buget pe investiții. Nu e adevărat. Noi n-am fost de acord cu repartizarea banilor. Noi vrem în Dărmănești să facem drumuri, mai multe infrastructură rutieră la pământ. Nu, noi suntem de acord să fie 50 sau 60% din bugetul Consiliului Local dus pe investiții. Deci, și pe rețele de socializare au apărut niște lucruri care nu prea nu ne convine. Nu am zis niciodată da, nimic. Nu intru pe contradicții cu... Nu, exact ceea ce s-a întâmplat. Când s-au stabilit taxele și impozitele Dărmăneștiului, cu două luni, am făcut o cușile închise așa. Luați și pe rețele să spuneți, dragi dărmăneșteni, v-am majorat taxele. Da, domnule, da. V-am majorat cu 10% s-au majorat taxele și impozitele. Haideți să fim părinți, să spunem oamenilor adevărul. Asta dorim. Nimic mai mult. Da. Deci taxele și impozitele am spus foarte clar atunci că s-au majorat cu 10% pentru că știți foarte clar, numai inflația atunci a fost cât a fost. Atunci n-ați ieșit să spuneți la Dărmănești. Din 2016 mi se pare că nu s-au sau din 2015 nu s-au fost de acord cu 9 lei și 80 pe taxa de sanitizare. Nu care nu se deie. Eu vreau să fim corecți. Deci avem două variante. Aveam două variante. Una, să nu fiți de acord cu taxa de sanitizare, să rămânem în continuare cu gunoiul la poartă. Cetățeanul trebuie să fie informat corect. Corect, dar eu asta am și făcut. Ați văzut. Eu am prezentat asta, vă dau și dumneavoastră ca să o aveți. Mulțumesc frumos. Deci nu trebuie să mă supere. Haide, domnul Pădurare, nu încerc. Domnul primar, eu vă felicit pentru modul cum ați prezentat pompos așa. Dar nu ați spus nimica în perioada 2015. 2016, colectarea gunoiului în Dărmănești, o făcea primăria Dărmănești, cu tractor, cu gunoiere și cu volac care nivela la groapa de gunoi. Cum noi duceam parte din gunoi pe raza orașului Dărmănești. Asta cunoaște toți zeii din sala. 2016, domnul primar. 2016, așa cum spun eu. În 2016 nu a început. Se colectează gunoi în 2016, mai încoace, mai april, mai. Așa, deci am mers în continuare cu tractorul. 11 ianuarie a început contractul. În continuare noi am mers cu tractorul. Eu știu despre ce-i vorba. Nu am, n-am colectat. Așa. Și după aceea, toate aceste trei utilaje au fost trase pe dreapta. Cu grader-ul în perioada asta, când dumneavoastră ați venit la primărie, n-ați funcționat nicio secundă. Dumneavoastră vorbiți că ați balastat drumul și ați făcut. Câte mașini ați avut închiriate și utilaje ați avut închiriate? După aceea, dumneavoastră, în momentul când ați constatat că la pompieri, nu l-ați chemat pe ala de la pompieri, pe vârcul sau pe unul din șoferi,
mutuala, tu acum faci economia asta de la 2 lei la 0 bani și în perioada aceea consumă ai atât. Și să spun eu, să fiți acum să fi spus dumneavoastră, uite, domnule, ce am constatat eu. Bă, uite, băiatul de la Pompeii mi-a vrut să consuma 500 de kg, acum consumă 100 de kg din cauza că ăla. Deci s-a venit cu argument. Acum să spuneți de ce consuma atât și de ce acum se consumă acum și suntem dumneavoastră aici. Nu fac anchete. Eu nu fac anchete. Eu am constatat o stare de fapt. Am spus că se consuma 800 de litri și acum se consumă 200. Poate drumurile care s-au balastat. Noi n-am cumpărat piatră. Dumneavoastră ați cumpărat piatră și ați cărat-o cu mașini închiriate. Ați adus piatra de la Vagăș la Dărmănești. Noi ce-am făcut? Zilnic funcționa pentru treaba asta o volă și două basculi care carau piatra, o cerneau și o aduceau în curtea primăriei aici. N-ați spus nimic de treaba asta. Am spus acolo, la metri liniar de stradă făcută. Domnul primar, numai la piatra aceea nu s-o folosesc, numai la sunt lucruri care nici nu sunt prins acolo. O să fie, e număr pe eu, dacă știam modul în care abordați lucrurile, chiar am mai bine pregătit. Dar acum, repede, mai scapă și mie. S-o folosit, care n-a spus nimic, drumul ăla de interes agricol, care a fost acolo, noi am avut lucrări acolo, schiedere. Care au fost... Am făcut trimitere la schiedă. Nu-i bun. Hai, arătați-mi acolo unde scrie de schiedă, bun leu. Din nici 5 bani nu ați amintit. Fabrica de mobil la Sărădruc, n-ați amintit nimic. Din cauza din curtea fabricii de mobil, în momentul când au fost inundații, noi am curățit în curtea fabricii de mobil tot canalul ăla și mai este canalul care pleacă de sub, așa, până în uz. Ei, mergeți dumneavoastră acum. O să faceți lumea să curățene, că acum e din nou înfundat. Și o să vedeți cam ce se consumă și cât se consumă. După aceea, la bun doi excavatori, nu l-ați folosit din cauza că n-ați putut să-l folosiți, din cauza că grupul pe față nu merge. Eu știu mai lucrurile care sunt. Și nu l-ați folosit de el. După aceea, n-ați vorbit nimic din dezăpezire. Prin perioada 2015-2016, așa cum spuneți dumneavoastră, v-ați uitat la utilajul, că noi dezăpezirea am făcut-o toată numai cu utilajele primării. Un singur utilaj care a fost închiriat, pe care l-ați avut dumneavoastră, nu știu dacă l-ați folosit, din cauza că el era repartizat pe stradă la mine, dar eu nu l-am văzut, deci s-o consumați acolo. După aceea, în momentul când s-o concasat piatra aici, poate ați găsit documentele sau cereți de la contabilitate. Toate sunt. Noi am dat. Toate sunt. Vă spun, toate sunt. Dar nu ați spus. Nu v-a făcut și pe sticlă, omul, acum dumneavoastră ați ieșit pe sticlă și ați spus, ați vorbit. Acum lăsați-mă pe mine ca să ne argumentez lucrurile, că ăsta este adevărul. Zilnic, concasorul ăla mânca între 40 și 80 de litri de motorină. Motorină pe care o vedeam noi. Dar n-ați aprobat și dumneavoastră dacă v-ați... 40-80 de litri pe zi? Da. Păi luați utilajul, consumul, vorbesc cu domnul Mirea, sunt documente aici contabile, de cauza că motorina a fost după aceea scăzută. Eu vorbesc de eficiența, banului, că putem să facem orice. Domnul primar, eficiența banului. După aceea, noi în momentul când am adus, stați-mi că am și eu acolo la rapid luate, dumneavoastră le-ați luat, ați avut timp, a dus băieța azi, că au fost aici. Și i-a spus pe toți grămadă și pe Giovanni. Da, dar eu trebuie să fiu informat. Bun, dar eu, de ce nu vreți poveste. Să înțelegeți? Deci asta e informat. Reală. Eu am venit să vă prezint la solicitarea dumneavoastră. Eu am spus un consum de carburant. Eu ajung acolo la final. Și o să vă pun o altă întrebare. Noi am carat asfaltul cu mașinile. Luați cantitatea, că aici n-ați spus. Noi am carat asfaltul de la Mercurea Ciu. Și noi de unde l-am adus? Nu tot de la Mercurea Ciu? Păi, dar depinde cât ați adus. Pe 2016. Nu știu, dar depinde cât ați adus. Uitați cât s-au adus în perioada aia și cât s-au pus prin gropele astea. Eu de asta am dat și cantitățile de lucrări, că dacă eu aș fi venit doar cu consumurile de motorină, fără să vă arăt tipurile de lucrări pe care le-ați făcut, după aceea, am vrea să spuneți de lucrări, că am dat și lucrări. Sunt lucruri în contabilitate, că și dumneavoastră faceți o lucrare și nu-i prinsă totalmente, că doar știți că ați fost mici primari. Deci, atenție, dacă vorbim de niște lucruri care nu sunt prinse în contabilitate, azi, în zona de... Ați fost și dumneavoastră mici primari. Toate pe timpul dumneavoastră erau în contabilitate, aia sunt înseamnă. Nu știu exact, dar la momentul ăsta toate sunt prinse. Discutați cu mine, că acum discutați cu un lucru ăsta de stradă. Eu am fost aici și știu ce s-a făcut. Drumul de la Valea Ozului. Deci sunt lucruri pe care eu le discut, pe care oamenii știu că le-am făcut. Unii în zona Roma. Pe acolo am lucrat câteva zile. Când am profilat drumul ăla. Dânsul poate să spună.
că am stat acolo, eu la vreme are, nu stăteam deci, aici în birou. Atenție. Eu în birou, da. Eu în birou, eu nu știu dacă am stat 3 zile ca viceprimar. Da, eu nu eu am stat acolo în activitatea, nu știu ce ați făcut, dar știu un lucru, Valea Uzului, drumul ăla era jale când am venit noi aici și am lucrat la drumul ăla doar și l-am profilat și l-am... Nu, și acum acum arată, o să intervenim. Eu vă spun un singur lucru. Și pe vremea dumneavoastră cât a scos, și în perioada elaltă, dezăprezirea s-a făcut și noi am făcut tot cu utilajele primăriei, da? Și noi am făcut dezăprezire exact la primăriei. Sau dumneavoastră poate ați făcut dezăprezire și vara, nu mai știu. N-ați întrat pe garofiție, n-ați întrat Acum sunteți, da, sunteți la capitolul diverse. Cert este un singur lucru. Domnul primar, dar dumneavoastră ne-ați spus să faceți vorbesc, domnule. Dumneavoastră ați vorbit, v-ați expus cu multe vedere. Ați făcut film, dar lăsați-mă să vorbesc și eu. Vă dau voi și eu. Aici ai dreptul meu acum. Dumneavoastră sunteți invitat aici. Președintele din ședință conduce ședința. Dumneavoastră sunteți invitat. Să nu uitați cu ăsta. Trebuie să fiți. Dar vorbesc cam, dar lăsați-mă să vorbesc. Spuneți, eu trebuie să vă dau și răspuns la problemele dumneavoastră. Dar nu, dar dumneavoastră ascultați și eu v-am ascultat și la urmă mi-ați răspuns. Bolovanii de râu, toți ăștia care au fost concasați, ăștia au fost adunați din oameni de la 416 și cărați toți la mașini și la bucarii cu vola și cu buldog. Ia să o puteți dumneavoastră, vedeți ce cantitate s-au concasat, că toți bolovanii ăștia nu au fost undeva grămadă, nu au luat și opus. Eu v-am spus că sunt aici. Dar n-ați spus. Când s-au făcut lucrări în zona lacului Pufu, în Plopu, pe drumul acolo, dar să știți ce drumuri sunt acolo. După aceea, când au fost, ăsta către Dărnești, aici către... Către mină, da? Așa. După aceea s-au făcut podul de la Rupturi, podul de la Dărmăneasca, două punți. Podul de la Rupturi? Da. Primite emulații de atunci. Podul de la Rupturi, care aici, ăsta care e... Da, mai mare, da. Cum așa, ăla care e cu... Păi am pus tablă pe el. Așa. Eu v-am spus. Podul de la Dărmăneasca, la Dărmăneasca s-au construit, nu au fost acolo în vecilor amin, nu au fost niciodată pod pe strada... Am uitat, pe cișmelelor, acolo, am făcut pod. Dar cele două... Eu am luat din contabilitate, nu am luat de la... Nu, dar eu v-am spus, sunt lucruri care s-au făcut. Dumneavoastră le nominalizați acum. Atunci nu se nominalizau. Nu se nominalizau în contabilitate, nu există așa ceva. Au fost lucruri aici, în zona podului de la Uz. Toți știu că s-au construit podul și știu că în albia râului noi am făcut lucrările. Nu se zice nimic, da, acolo sunt poate motorile. Să nu, domnule, dar aveți mobilizare aici. Amenajarea, balastări, amenajări, decolmatări, toate astea sunt aici. Eu nu știu ce ați făcut. În 2016, semestru 1, aveți 3800 de metri cubi de decolmatări. Uite, sunt aici toate alea. Luate în contabilitate. Ce v-am spus eu este că dacă fac o raportare între cantitatea de lucrări pe care ați făcut-o și consumul de carburant, e o diferență extraordinară. Și vreau să vă spun mai... Uite, vă spun o chestie și chiar... Aduceți-mi o situație mie din 2016 tot anul și 2017 tot anul, pe fiecare mașină, să zicem așa, bascula aia gri, cât timp a funcționat? Cât a funcționat în 2015, conform, fiar zero și toate departe. Cât a funcționat în 2016, cât a funcționat în 2017. Dacă v-am spus că aveți utilajă, că nu le-ați mișcat. Dom'le, ascultați-mă. Și atunci, cum să spuneți? Eu, poveștile îmi plac până într-un anumit. După aceea, în zona da, haideți să vă spun o chestie. Dacă împarți, domnul, un minut dați-mi voi, că vorbiți de 5 minute. Câte zile s-o... Haideți să vă spun o chestie. Dumneavoastră ați vorbit, vorbiți azi dimineață. În zona clubului, în zona blocului tineretului, când s-o săpa la 10 metri pentru a se rezolva canalizarea, ce virtuoape s-a făcut acolo și câte zile am muncit acolo așa ca să putem rezolva. Așa e să consumă combustibil. S-a consumat, dar vă dau un exemplu. Știți ce faceți dumneavoastră? Luați 49 de tone de motorină. Da. Împărțiți la numărul de utilaje care le avem noi și la 6 luni cât s-a consumat motorina și veți vedea că dacă mașinile astea ale primăriei merg non-stop și zi și noapte, aproape că nu poate să consumi. Domnule, dar oamenii ăștia care sunt la garaj sunt aceiași șoferi, nu sunt alții. Dumneavoastră, prin puterea dumneavoastră, nu puteți convinge unul să zic, băi, tu ai luat combustibilul sau nu ai luat? Și eu nu cred că unul nu v-ar fi spus acum. Da, domnule, păi, dar eu mai duceam ore, mai făceam ore, eu... Nu cred că oamenii ăștia tăcea. Eu v-am spus
Eu v-am spus dumneavoastră. Nu atât ce niște cifre și v-am dat cunoștință, niște cifre care au fost în perioada aia. Cei care sunt aici, știu că s-au curățit drumul care merge pe strada Uzinei, stânga-dreapta, că erau dunele alea de pământ care ținea apa în stradă. Îmi poartă că la domnul Balaș pe tot. În 2016, dacă vă aminte, când am făcut drumul de sub baraj, l-am asfaltat, am venit cu autogrederul și am cărat tot materialul ăla eu. Cu autogrederul am trecut domnul Balaș pe la dumneata în poartă. Tot acel pământ pe acolo. Dar eu n-am cărat, a fost ras până la asfalt. Cine? Tu unde ești? Da. Nu ești ei? Bun. Haideți să vedem dacă mai aveți ceva. Singura problemă care s-au uitat inundațiile din iunie 2016 și aș dori pe să nu mai fie niciodată. Inundațiile sunt aici. Pentru că atunci toată lumea striga. Mi-a inundat beciul, mi-a stricat fântâna, m-a intrat apartasă. Să treacă, deci să nu mai ajung niciun primar. Văd că v-a deranjat într-un sau la 2016. Realitate. Acolo v-a deranjat. Dar echitești, puteți merge. S-au făcut consolidarii în partea dreaptă, acolo că am fel de luat pe aia care au acolo gaterul, care au casă, care au gutare. Numai așa vizibil, uitați, așa cam câte cantitate deci, de pământ. Oricâte explicații îmi spuneți, oricât de mult încercați să mă convingeți că ați lucrat, eu sunt de acord, ați lucrat, eu ca nivățile, n-am nicio treabă, dar dacă tot anul 2017 noi am consumat 47 de pământ și am putut atâtea lucrări, păi dar tractorul se degeaba mașina de cunoștere. Atenție! Aici sunt lucrările făcute de utilajele primăriei. Dar noi nu vedem, suntem chiar nu vedem. Negați activitatea noastră. Vă spun că ați consumat inefectiv. Dumneavoastră la Comănești. Nu locuiți în Dămănești. Așa, domnule, eu lucrez locuiți. Faceți naveta la Comănești. Cu cui aprobare faceți cu mașina unității naveta la Comănești? În primul rând. Haideți să vă spun. Eu am renunțat la șoferul pe care l-am dat. Nu mă interesa ca asta, domnule, nu e să răspund. Eu l-am întrebat cu ea aprobare, consiliul local, este cel care deliberează. V-am întrebat cu cui aprobare faceți naveta de la Dărmănești la Comănești cu mașina unității. Doi, dumneavoastră nu domiciliați în Dărmănești. Dacă nu. Și am să vă demonstrez cum domiciliați. Foarte bine, dumneavoastră faceți ce vreți, demonstrați ce vreți dumneavoastră. Nu veniți cu eu la momentul ăsta. Și la momentul la care am candidat locul, i-am în Dărmănești, am casă în Dărmănești, am proprietate și în Comănești și mai am ce mai am eu acolo. Da? Și ce pot eu să vă spun, dacă prin hotărârea aia de Consiliu, de exemplu, pentru mașina primarului era aprobat 450 de litri pe lună de motorină și se consuma 450, acum nu se consumă mai mult 100 de litri. De primar, eu v-am întrebat, întrebarea mea este clară și la unde. Cu cui aprobare faceți naveta la Comănești cu mașina? Deci știți că primarul este 24/24 la dispoziția... De acord, dar pe raza, n-am treabă cu Dărmănești. Pe raza Dărmănești. Dumneavoastră, vreau să văd mașina lăsată la Comănești, la Șoimul. Acolo se termină Dărmănești, nu la dumneavoastră, în spate de locul. O să găsiți la Șoimul, domnul consilier. Nu, o să găsiți la Șoimul. Mai aveți și alte întrebări? Nu, mulțumesc. Dar o să vă fac o copie și o să vă dau ca să vă convingeți de... Domnul Vespa. Ca să o fac scrisă. Astăzi am trecut pe la secretaria și am lăsat o scrisă. Da, dar viitoare o să aveți, domnul primar. 30 de zile, dar sunt răspuns. Da, viitoare o să aveți așa. Ce ați solicitat de asta acolo. Da, e la mine mai simplu, nu e atât combustibil. Nu știu ce. În cel primar explica două cuvinte din prin Dex. A abține, a se stăpâni, a se reține, a nu se pronunța, a nu se exprima votul. Împotrivă este a se opune și a fi contra. Sunt două terminologii distincte. Într-o ședință pe care spunea și colegul sau președintele partidului, într-o ședință pe care am văzut-o la, nu știu cum se mai numesc, postul de la Onești, Acum TV, eu m-am văzut în timpul emisiunii care a spus că noi, în Consiliul PSD, am fost împotriva... Corect. Și susțin treaba asta. Împotriva... Bugetului local, da. Vin și spun doar pentru mine. Da. Și am exemplificat la momentul respectiv. Am fost
M-am abținut de la acel buget. Nu am fost împotrivă, m-am abținut. Și am și spus de ce cauză. Pentru că pe harta bugetului de 2018, anumite cartiere din Drămănești, printre care și satul meu de suflet, Poiana, nu apare. Mi-ați motivat că s-a făcut, dar dacă tot ați făcut ceva în Poiana, ca primar, aveți două obiective. Să faceți, să rămână ceva pentru dumneavoastră și să vă mențineți voturile sau să aduceți mai multe. Deci, să dați câștig. Nu ați făcut, vezi, Doamne, doar pentru Poenari și pentru Dorodescu. Nu, în niciun caz. Eu am în 2018 am văzut că nu aveți proiecte pentru Poenari, m-am obținut. Foarte bine. Este la punctul noastră de vedere fără nicio problemă. Pentru că în 2017 și în 2016, știți că noi am avut niște lucrări de investiții în cartierul Poiana, am asfaltat strada Chimiei, am făcut acele rigoare și n-am făcut în celelalte, n-am făcut în celelalte cartiere. Și toți ceilalți colegi au fost de acord și au aprobat bugetul. Domnul consilier, era vorba de un punct anume. Da. Eu nu am, sigur, m-am fost împotriva ca să asfaltez strada mine. Chiar nu știu unde să ajungeți toată lumea, că nu m-am încercat. Eu am spus o chestie care nu a convenit. Eu n-am fost împotriva, dacă am de explicat ce pui, eu n-am fost împotriva. Împotriva bugetului. M-am abținut. E o diferență. Ce nu ați înțeles dumneavoastră și am explicat mai devreme, domnul Desfa, abținerea este catalogată la domnul primar, la cei care au dat ăștia trei termeni, le-au dat dintr-un motiv. Bun, dar în economia... Dar avem dreptul să ne abținem. Deci aveți dreptul, dar nu am cerut eu să vă dați tentul. Și am spus foarte clar, dar v-am explicat ce înseamnă totuși cuvintele astea. Două din dex. Uitați-vă și în 215 și vedeți acolo unde sunt catalogate voturile pe abținere. Și așa da? Și eu, am mai doilea mandat, deci, așa. Și cu atât mi-a făcut o afirmație, că vezi, doamne, ceva de la Bacos s-a spus, m-a impus mie, Dorodescu, sub cuvânt de onoare, nu mi-a spus nimeni. Mă bucur că de sub cuvânt de onoare. Așa îl ridică la momentul ăla când se votez. Nu a venit nici domnul Arteganu, nici domnul Perea, să face de la Bacos ca să-mi spună, votul votez așa. Foarte bine, mă bucur dacă iei decizii cunoștință. Dar, domnul primar, totuși să nu uitați că de când sunteți primari, partea asta dreaptă, cei 7 consilieri, v-au susținut în proiecte proporție de peste 95%. Foarte bine. Și am votat împotrivă, dar că și colegilor și celorlalte, am făcut o armată și am votat împotrivă. Atât. Nu țin minte că, de când sunt consilier, nu țin minte că un proiect de hotărâre să fi fost respins ad literum de... care era pe interesul dărbunăștilor de consiliere. Deci nu cred că, și eu nu știu și nu țin minte ca eu să venim cu un proiect de hotărâre împotriva de niște lucruri. Da, dar eu țin minte, dar asta am văzut-o și cred că am văzut-o în sfera începutului de campanie electorală. Am fost odată împotrivă, aceea a apărut pe sticlă, uite că au fost împotrivă. Nu suntem împotrivă la aprobarea bugetului, ați votat fel. Domnule primar, nu suntem împotriva dărbunăștilor. Bravo, mă bucur asta și spuneți o tare sau de toată lumea. Să fiți convins de chestia asta. Și tot pomeneați mai înainte că ne vreți alături la acele manifestări. Așa nu se ne aveți alături. Lobiciile și dându-ne la joale cu tipul, nu ne aveți alături. Eu, dacă am prezentat situația asta și v-am dat la joale, nu am făcut referire la s-ar putea să luna viitoare când îți prezint situația cu pădure sau ceea ce lucru acolo, să-mi spui că am să fiți convins că sunt informat. Eu chiar aștept nu să veniți. Nu știu nici ce ai solicitat acolo, dar vă spun cu siguranță... Eu le spun eu. Nu mai pază. Deci cu siguranță vom lua datele care sunt acolo. Dacă mai sunt. Mergem mai departe. Mi-a venit o idee ieri și am lăsat-o pe pagina de Facebook. Am anunțat cetățenii din orașul Drămănești că azi va fi ședință. Și am cerut fiecare care au probleme. Doi m-au lăsat pe pagina de la vedere, doi câțiva m-au trimis în privat. Am selectat când m-au apucat, că era prea mult. Încep cu cei care m-au scris la vedere, se poate verifica. Se referă, amândoi sunt din Brătulești, amândoi fac referire la strada Bradului, prin care spun că imediat cum v-aș vrea pe de la port. Strada Bradului și Brătulești. Strada Bradului este după cum trece spodul de dreapta. Da, așa m-au spus. Eu am spus, deci nu știu unde este. Eu nu știu unde este, eu am spus foarte greu. Pe strada Bradului se ciclă foarte greu, roagă cetățenii să interveniți. Un alt cetățean roagă ca în zona Pepinierii Brătulești apă curentă, solicită apă curentă. Extindere rețea de apă. Așa. În privat, să nu râdeți, un cetățean din Vlapuș mi-ai cerut să intervin la dumneavoastră și să vă rog, să interviți la drumul. Sunt dezastru. Da. Eu n-am fost pe acolo. Deci, și m-a întrebat, și m-a întrebat... Toate drumurile din Drămănești, după iarna asta, trebuie intervenit. Și m-a întrebat cine este consilier pe Lauș. Da.
normal că i-am spus, nu aveți consilier de la Buzău, dar sunteți reprezentați la cel mai înalt nivel, prin primar. Logic, nu? A trecut și a cerut scuze și mi-a spus. Știți ce vă recomand eu, dacă tot a vorbit în privat dumneavoastră, tot în privat trimiteți și dumneavoastră un mesaj, spuneți-i că este semnat contractul de finanțare pentru drumul ăla și că sperăm că anul ăsta să înceapă lucrările de asfaltare. Da, transmiteți lucrul ăsta pentru că... Domnule primar, eu, dacă ați vedeți că nu dați gândit, pun pe, ca să nu vedeți la cine, că vă arăt compensația, dacă chiar nu vreți. Nu, spuneți nu scoate la mine lucrurile. Se fac niște lucrări acolo, dar nu putem să facem... Un administrator de magazin m-a rugat să vă întreb. Da. Pentru că i s-a perceput o taxă de 200 de lei, de lei obligatoriu. Da. Cred că e taxa aia culturală. E vorba de taxa de sport culturală. A solicitat o autorizație de funcționare. I s-au cerut 250 de lei plus alte taxe. Da. Iar ridicarea autorizației trebuie să se plătească de 250 de când nu trebuie niște conturi care. Da. Întreabă dacă este corect să le fie reținut acei 700 de lei plus alte sume și se face plângere. Pentru că ați întrebat ce reprezintă sumele astea, am întrebat și vrea dat răspunsul. Și nu m-ar trebui să se răspundă, dar este chiar vorbit și să-i luați. Am fost interajat. Acum, legat de comportamentul colegilor noștri din primărie, ce se constată lucruri de genul ăsta? Deci eu nu știu de cine e vorba, eu vă spun. Un răspuns neadecvat. Eu rog toți cetățenii care primează răspunsuri de genul ăsta din partea aparatului de specialitate a primarului să vină să facă o plângere la mine, să facă o hârtie scrisă. Doi la mine. Ce nu s-a făcut corect până acum și Curtea de Conturi a îndreptat lucrul ăsta, toți agenții economici care solicită autorizare de funcționare plătesc în funcție de codurile pe care le solicită. Da? De exemplu, sunt unii care plătesc 150 de lei ca au anumite activități, prestări servicii, alții plătesc 250 de lei barul. Că au barul sau mai știu eu ce comercializare pe diverse, alții plătesc 1000 de lei că au depozite și așa mai departe. Doi la mână. Dacă o firmă, o societate comercială solicită 2 sau 3 sau 10 coduri, pe fiecare cod plătește. Dacă el are o activitate de prestări servicii și mai are o activitate de comerț, plătește odată 150 de lei pe codul CAEN de prestări servicii și mai plătește 250 pentru celălalt cod. Oamenii știau lucrurile astea și în anii anteriori s-au făcut greșeli în sensul că trecea acolo în autorizație 4-5 coduri, da? Și plătea un singur cod. Când a venit Curtea de Conturi, a zis, domnule, nu-i corect. Uitați ce spune hotărârea de Consiliu. Că pe partea de prestări servicii înseamnă 150 de lei, pe partea de alimentație publică sau mai știu eu ce, și au solicitat cei de la Curtea de Conturi ca să fie recuperate acele sume. Deci fiecare în funcție de ce solicită. Nu pot să vă spun acum, eu știu cazul dumneavoastră. Iar afară de aceste taxe, este taxa de 200 de lei, așa cum a stabilit-o Consiliul Local, culturală și din acei bani sprijinim activitățile culturale. Toată lumea trebuie să plătească taxa aia. De exemplu, iar o treabă care, din punctul meu de vedere, nu a fost corectă, dar Curtea de Conturi ne-a cerut-o. În anii anteriori, taxa de, pentru autorizație de funcționare se fracționa. Dacă omul solicita luna august taxă, plătea din august până la 31 decembrie. Curtea de Conturi a venit și ne-a spus, nu-i corect și ne-a pus să recuperăm banii, pentru că autorizarea se face, chiar dacă tu te-ai solicitat la 1 decembrie, trebuie să plătești taxa întreagă. Cât e aia, cât ce pot. Și beneficiezi 30 de zile, dar trebuie să plătești taxa întreagă. Deci sunt niște lucruri care și noi ne-am reglementat și ne-am pus în funcție de Curtea de Conturi. Nu sunt normal. Eu am spus că nu e normal, dar ei au zis, ne-au adus argumente și... Deci asta e. Taxa de culturală, din acea taxă culturală, sprijinim clubul sportiv și ce avem noi acolo și încercăm să facem... Pentru că, din altă parte, v-am spus, ne-am asumat toți că sprijinim sportul în Bărbănești, trebuie să avem și niște resurse financiare. Dar cum trebuie să fie conturi nu-i unic în România? Dom'le, pe același lucru nu-l face și la Scorțier și la Măgire și peste la Codru. Tot ar trebui să facă. Pentru că autorizația de funcționare este anuală. Dacă e un august, e valabil până la un august. No, dacă no, eu... No. Ia calendaristică. Domnul primar, dar eu am unități și în alte parte. Cum dracu? Eu de ce spun? Nu-i unic? Deci eu vă spun Curtea că... asta de conturi. Eu dacă eu la Aseu și eu
și am luat-o în iulie, tot în iulie mă duc, nu mă duc în ianuarie. Și am luat după ce trecăște mai înțeleg. Mai, da. Dar stați un pic, eu n-am luat numărul de rămâne. Am și la Scoțieni, am și la Măgirești, am și la Poduri, am și la Aseu. Cum vrea că numărul de rămâne? Deci autorizația de funcționare se dă an calendaristic. Da? Deci la 30 de ani. Nu am calendaristic, valabil un an. Eu îmi deschid activitatea acum. Stați un pic, domnul Rămâne, hai să luăm logic. Dumneavoastră deschid tu activitatea acum în Dărmânești, în august. Eu plătesc tot anul? Dar nu plătiți pe... Nu deci, atenție. Deci, vorbim de o taxă și mai e ceva. Nu, știți ce vezi, ne-a motivat cel de autorizare și profil de activitate. Atenție. Anul trecut noi am avut o taxă. Ce drag? Da? O taxă de autorizare. Anul ăsta Consiliul Local a votat altă taxă. Ăla care se duce, cum spuneți dumneavoastră, de la 1 mai până la 1 mai anul viitor, se suprapune pe două exerciții bugetare, ceea ce nu-i corect. Și ia diferență de picat. Deci, așa, de eu am să așa. Dacă eu îmi iau autorizația acum, deschid o activitate și iau un august, plătesc tot anul 2018. Dacă firma a fost înființată în... Înființată, nu, înființează în august. Deci dacă firma e înființată în august, așa. Da? Plătiți din august până la 31. Dacă firma a fost înființată dinainte, dacă înființată, și ați venit în august și ați zis, domnule, m-am gândit eu să mai fac un vacanță, trebuie să plătești tot anul. Dar dacă firma n-a fost înainte, n-am ce să-i, ce să-i iau. Domnul Despa mai doriți. Da, și aici e necoritate. Păi cum adică? Dacă unul are firma deschisă de 7 ani, are autorizații funcționale proprii de activitate pentru bar și în altul deschide magazin în mix. Cum plătește pentru tot anul? Așa merge. Poftim? Așa merge o curtea de conturi. Taxa anuală. Dar nu v-ați spus, nu-i unică. Am contestat și noi, am contestat treaba asta. Nu-i unică, dar mi se pare absurd. Dar dumneavoastră că e taxa anuală. Dumneavoastră mă vedeți absurd. Ba da, și le-am și spus, domnule, corect. Păi cum, dacă eu am acum bar și peste, până la sfârșitul anului, în ultimele luni, vreau să fac magazin mix. Păi cum, plătesc una? Dacă eu n-am desfășurat... Nu e vorba de o taxă anuală, vorbim despre o taxă de autorizare. Dom'le, dar eu știu ce vorbesc și dragă, așa. Dar să credeți că eu vorbesc păi da, din bătii igienică. A spus autorizații de funcționare și profil de activitate. Exact. Că dacă nu eu funcționez două luni, dar nu e logic. Eu zic, faceți niște... Eu vă spun ce le-au cerut ăștia și nu mai... În proces de bază de analiză, a impus toate chestiile astea. Domnul Despa, ultima formă... La ea la sport, Mocodureanu Bogdan se numește băiatul, este un băiat din Dărmănești, fost fotbalist. Prin demersurile pe care le-a făcut, a trimis un set de echipament, 18 seturi, reprezentând tricouri, shorturi, jambiere. Urmează să vină ghetele și mingile de joc. Valoarea totală acestui, hai să spunem, cadou, este de peste 12.000 de euro. Nu l-a plătit nimeni, este din partea Clubului Internațional Milano. Dacă veți veni și sunteți curioși, sâmbătă o să vedeți băieții noștri echipați în costumul ăsta. Țin pe această cale să-i mulțumesc acestui băiat. E un exemplu, sper eu, pentru ceilalți care au posibilități mult mai mari, să vină alături de mișcările sportive, culturale și școlare în Dărmănești. Dar îl felicit și-o pe Bogdan, mulțumesc că a fost alături de echipă, am discutat cu el în privat, apreciez foarte mult gestul lui. Eu știu, poate și alții care ne văd și care au posibilități vin alături de echipă, sperăm ca, așa cum am spus, sportul Dărmănești să crească. Asta e. Mulțumesc frumos, doamna Mintitel, aveți cuvântul. Da. Tot la drumul Mărechea și eu, la drumul Iceata, strada Gării și strada Bucimule, acolo unde ați aplicat anul trecut tratament luminos și eram atât de fericit și atât de mândri că am scăpat de praf, în momentul de față n-are gropi, au cratere. Îi durere, apa s-a adunat acolo, poate reușiți. Până la, bănuiesc că ăla avea și el o garanție, respectivul care a făcut. Poate prin garanții, vine și vede, sau poate reușiți de la primărie. Dacă nu, trebuie să cărăm noi cu roabă. Dar îi filmăm dacă cărăm. Atâta timp cât e apă pe stradă și zăpadă, nu se intervă. Dacă se zvânt un pic, o să intervă. Îl facem treburi. Mă gândeam la mașină 27, 9 de prun, măcar vrobile alea să fie extragerate mari. Aceeași poveste este și în Pădubeni.
Dacă aceeași poveste este... peste tot, dar eu vorbesc unde mă doar. După o perioadă de iarnă în care a fost zăpadă, ploaie și ceapsă, de piatră se strică, da? Și eu, ca să fim înțelești pentru toate drumurile din Dărmănești, am spus foarte clar că imediat cum se zvânt un pic, nu putem să venim nici cu piatră, nici cu soare să putem în apă, da. Că efectul e zero și cheltuim bani degeaba. Cum se usucă un pic, vom cumpăra niște piatră, vedem ce concasăm, ce o face și venim pe străzile astea, da? Deci le știu, am fost, am vorbit și cu domnul viceprimar, da? Și intervenim. Atât dacă cât este, repet, apă, zăpadă, glot pe stradă, ne ducem. Da. Noi așteptăm. Lucrarea asta nu are nicio garanție? Are garanție. La fel mi-a spus, domnule, putem interveni. El a zis că poate interveni numai când condițiile sunt, nu știu ce, temperase. A zis dumneavoastră, eu am reținut, poate am reținut rău. Metru pătrat, 22 de euro, nu? Nu, lei, nu. 22 de lei. A fost plătită lucrarea? Da, cum să deci, asta a făcut, înseamnă că în momentul în care drumurile se usucă, veniți și interveniți. Da, deci dacă drumurile se zvânt un pic și ne permite vremea, că v-am spus. Am înțeles. Podul de la Pământeni. V-am spus, toate drumurile sunt strigate, dar mine mă interesează zona mea. Podul de la Pământeni, iar sunt strigate și acele... Da, pentru podul de la Pământeni, podul ăla nu este al nostru. Și am făcut o adresă la cei de la Apele Române, am discutat. Da. Noi vom face pe podul ăla tot așa niște intervenții ca să nu spargă oamenii cauciucuri. De moment. Da? Podul ăla nu este al nostru, nu ne putem apuca acum să facem nu știu ce la podul ăla. Am făcut o adresă către cei care sunt în măsură să intervină. Ne-au făcut niște promisiuni și ei că... Dar dacă nu intervenim, noi cu niște asfalt rece, cu ce punem acolo? Eu acolo în fermetonul ăla mi-am spart baia de ulei, ușa și ei, reparat. Da. Deci oamenii nu mai pot ce plai. Dar cine la primărie? Cum? De fapt, te contează primărie. Mulțumesc mult. Încă ceva. V-am spus și în ședința precedentă. Se trece calea ferată. Acolo e durere. Deci chiar lângă linia de cale ferată, sunt niște gropi. Se rezolvă. Cum se rezolvă? Știți cine poate interveni? Ascultați-mă. Știți cine poate interveni? Imediat aia vecinătatea că e ferată. Acolo, exact. Cine poate interveni? Cale ferată. Cei de la Cale Ferate, da? Nu avem noi voie acolo să ne ducem să ne întâlnim. Le-am făcut și la aia adresă și ne-am spus, domnule, veniți și rezolvați-vă trecerea. Pentru că eu m-am interesat, dar un simplu consilier care sunt eu, am auzit că să merg la, cum se cheamă, de la Bomonești, directul sau ceilalalt. Am făcut adresă la sala la gara. Să mă duc la el, dar nu știu ce credibilitate prezint eu în fața lui, hai, domnule, fă-mi și mie Calea Ferate de acolo. Și atunci încerc prin primărie, nu? Deci, o adresă la regional, la Galați, să intervină pe speță. Și răspund după 2 ani ei, în general? Asta. Da. Deci dacă asta mă interesează, drumurile și acolo care pe ată și pe de la Băgutei. Mulțumim pentru cuvântul domnului Petrei. Domnul primar. Bine, ați explicat multe, frumoase, interesante, bune la întâmplă lor, fiecare se vor rezolva în timp. Eu vreau să fiu cu niște probleme alzătoare, am lăsat pe cei la dumneavoastră registrată, plus raportul de activitate, că am văzut. O să citesc și vedeți cam cine este și unde este. Bine, ceea ce este strident și urgent este problema drumului cu care s-a cărat lemnul de la pădurii. Acum am aflat că se trage lemn și din partea verzuții de pe noi și exploatează acest drum pe dincolo, nu de drumul nimeni să meargă pe asfalt. De la mea, spune drumul ăla din sat, deci de la Stoica, de acolo, până la mine, la Grecia, este dezastru. Eu am fost luni la... Adică îl închidem, ascultați-mă, îl închidem pentru traficul auto cu lemn, îl închidem, că e cea mai bună soluție. Eu am fost discuții cu acolo, să vin și a zis că e interiu. A, închis, nu mai dă voie și la revedere. Altceva vreau să spun, adică am fost luni la Mahul, la Mahul, la Mahul. Am mers greu și pe, cum zic, hurgașul și înghețat și așa, și bărți mari, enorme, cratere. Am venit înapoi, am venit până la genunchi și oamenii și ce-au fost acolo, îngerau și se explicau și aia străini care au fost. Unde mai exact? Unde la?
de la mine încoace mică. Drumul către bloc. Știți că sunt cratere, bărăți care nu le poți opozi pe bucată. Le închidem la accesului pentru camioanele cu lemn. Pentru că ei au stricat. Păi da, așa spune. Trecut am intervenit și am băgat bani din bugetul local și am făcut acest lucru. Am zis că este la și am avut promisiunea colegilor de la direcția de la Ocolul Silvic Oscar, vin cu piatră, facem, da, și am rămas zără cu piatra și am rămas să... Este la prima mea, deci nu am zis. Dar ce se întâmplă acum, momentan? Ei vin în Paștele, deci acolo vin oamenii la biserică, se duc iar. O să nu am fete. Iar, domnule, măsurile de a-ți place cum mergi? Da, îmi place, îmi merg și mi-a dat și eu. Dar sunt bărți în care nu-mi cabe un camion de balastru, atât de zimată. Cratere, mari. Îmi cabe, nu, dar zic că îmi cabe, nu-mi cabe, nu-mi cabe, nu-mi cabe, că mai trebuie. Nu, de-aia spun eu. Deci sunt patru bărți enorm de mari, chiar acolo la venit. Lasă că nu o să mai treacă aia cu lemn și atunci o să vedem dacă... Da, da, trebuie să fie acum să decât 12 pe aia, trebuie cu oamenii să vor duce la biserică și o să fie desnice. Sunt la biserică la Verneci, da? Închidem toate drumurile Dărmănești, că toate... Nu, dar ăla, nu, dar ăla este... Toate spraf, închidem Dărmănești, toate. Altă problemă, a spus că trebuie să urmă prima eficiență de la bloc. Deci ar avea eficiență în momentul când există un om care se ocupă de acel loc. Care face propaganda lui și aduce și face... Domnule, am scos postul la concurs. Okay. Atenție, am scos postul la concurs. Pentru a angaja un lucru care se ocupe de concurs. L-am scos de el, este scos postul la concurs. Sper să găsim o persoană care să vină și să... Care se ocupe și se ocupe. De el l-am scos, eu mă aștept să fie... Este bun. Pentru că având, și acolo dat o hotărâre sau ceva și explicată că scris și pus în afiș pe găminul ăla, să uită atâta lume acolo. Domnule, ce activități cu tine desfășoară? Și nu să găsim o persoană, de bani, sperăm să facem acea favoare. Oamenii întreabă. Da, da, da. Deci, oamenii întreabă pe fiecare de dacă voi ești bine, cu asfaltul, cum presupune, o să ajungă anul ăsta, dacă nu la anul, bine. Dar zic anul ăsta. Nu, 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 să vă spun treabă. Atâta să trăiți de impresia problemelor din bafate asfalt, până să o fim obinit. Dar după ce a deședat o generație mare. Bun. Curtea la intrare acolo, deci în spatele căminului și dincolo, știți că este piatră și din hoga și se care materialele nostru pe școală, dar plus de asta este un roi de bulen și foarte urât. Da. Nu se leagă de asfalt sau măcar... Am impresia că este și un director de școală care ce ține de bulen și le facă și el, că e administrator acolo. Sau să mai dea o colulete. Să-și facă treaba. Foarte treabă. Nu, dar zic o treabă. Ce ține de buruiele școlii? Da, nici în Macadam, bagat acolo, că așa este frumos, și în spate, acolo nu e un pet din coapă. Problema este și din coace cu apa care, cu vorba de alt dus, rog, deci acum, deci călătat până la munte, sus, apa, deci e la suprafață, înghețat permanent și nu mai am apă nici acum. Nu s-a înghețat, apa cu dată. Până anul trecut, anul eu am explicat și acum să vedem și triaj, zona triaj, am intervenit și am tot dat copii mai la lucime. Anul ăsta nu mai e să vedem anul 2018, poate nu, am zis, să băm acolo, apropo, să deci, anul ăsta de ce de trebuie să facem vorbim, deci să ne vedem. Altă problemă. Cer oameni. Șanțul ăla care spune asta că nu trebuie făcut de la pădureț, deci de acolo, de la Antemie, de la acolo, și către mine, la Vermești, până la intrare, acolo este canalul făcut de la Vermești, cer canal betonat cu o aluviune altul care vine pe munte. Cer, și eu vreau cer. Eu știu că cer, le lăsăm. Acolo este necesar, nu cred cer. De acolo vine lapa din coacele ăsta, vine grădinul în balacte, și de acolo vine la produs. Deci e nu de totul. Toată strada aia de la interes ne ducem până pe drumul roșu, pe locul șanță, la până la ciurică. Nu, 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 nu
Glumim, sigurat. Auziți. S-a adus în ziua, prin ziua următorii și creat la capii de socuri, iar la mijlo creatul de lucru. Știți ce a ieșit de acolo? Ce a ieșit de acolo? Pedri, gros, până la genunchi, mort. Știți de ce, domnule, că e gros din moale, dacă nu-i uscat pe locul ăsta? Mai degrabă nu mai ducea. Asta nu. Deci noi, deci am adus și noi. Ele sunt mai de lemn. Mulțumesc. Mai sunt întrebări? Să nu mai moară, oamenii se trăiască. Cine mai e? Să nu moare de cine. Aici am spus. Monica, termenul de abținere în ședință, să nu mai are loc. Termenul abținere în ședință, aș propune să dispară. Dar există în legea 215 și 395. Dar aceeași valoare ca și împotrivă și rolare? Întrebați legiuitorul. Noi n-am luat noi legea. Faceți o adresă scrisă. Nu mi-ați dat răspuns la... Trebuie să dau un răspuns la persoane care mi-au lăsat întrebarea. Cei 5 km de asfalt, unde au fost? Deci, notați așa. Notați că uitați și după aia mă sunați iar. Mă ajută. Mergeți un pic și măsurați strada de sub baraj, de la pod la bratul până la... Acolo are 1100 de metri linear. Măsurați strada Chimiei. Strada Chimiei, da? Deci eu am spus până acum, am cu peste 5 km de asfalt. Strada Chimiei, vedeți cât are strada Chimiei. După aceea, măsurați din strada Energiei până în strada... Atenție, eu vă spun, din strada Energiei până în strada Chimiei, vedeți breteaua care am asfaltat. După aia, măsurați strada care duce la Părintele Pregăniță, e asfaltată, da? După aceea, veniți și măsurați tot centrul ăsta care l-am asfaltat noi pe aici, vedeți cât înseamnă, da? După aceea, vedeți că am terminat PNDL-ul în cartierul dumneavoastră, care numai ăla are vreo 2 km și ceva. Da. Eu am fost proiect finanțat, da. Și vedeți în jurul blocurilor, acolo la Chimie, iar am asfaltat zona aia. Și o să vă dea mai mult de 5 km. Nu, eu am exact situația, dar... Vă spun și de ce am luat. Pentru că mulți cetățeni vorbesc că pe strada Butimului, strada Gării și pe aici unde s-a mai făcut, aveau informația că este trecut ca asfaltare. E informație greșită. Dacă asta nu i-am întrebat eu, domnule. Da, eu v-am spus, v-am dat un pic cam așa. Da, eu v-am spus exact. Și dacă așa nu v-aș fi jignit. V-am adresat o întrebare. Și eu v-am răspuns absolut elegant și v-am spus că toate aceste străzi adunate vă dă mai mult de 5 km. Da. Văd că răspundeți cam înfăi pierd. Nu, domnul consilier, eu v-am răspuns absolut în cunoștință de cauză. Da. Poate e necesar să vă adreseze întrebările chiar persoanele, nu persoanele de cauză. Nu, dumneavoastră spuneți-le așa, n-am știut. Că dumneavoastră, dacă ați fost un consilier corect, ați spus, domnule, noi în Consiliul Local am aprobat asfaltarea străzii Chimiei, noi erați consilier. Am aprobat strada uzinei, erați consilier aici. Am aprobat centrul civic 2, adică, băi, cred că am fost. L-am aprobat, domnul primar, și eu. Da. Eu așa ești spus, domnule, despre asta e vorba, cred că despre asta vorba. Eu am spus, știu că sunt, dar nu puteam să spun exact, nu mai aduceam. Asta sunt. De-aia venit să lămurim lucrurile. Perfect. Vă spun, dacă le adunați, ies mai mult kilometri. Cu siguranță ies mai mult. Felicitări. Da, mai mult felicitări, da. Mai aveți... Da, mai am o nelămurire. Vă rog. Când m-ați atacat, am fost împotriva asfaltării străzii Plătulești care au mai fost. Da, domnule. Am spus clar. Mă abțin de la a vota bugetul de investiții, pentru că mai trebuie puțin revizuit. După părerea mea, dacă am voie să am părere. Sigur că aveți părere. Dar știți părere? Cum se face revizuirea bugetului? Bugetul a fost pus pe site și putea fi care spus să... De ce? Dumneavoastră putea să veniți cu un amendament înainte să spuneți, domnule, uite care e treaba, nu ședință, eu vin cu un amendament, că eu cred că mai trebuie făcut asta sau asta, da? Și în comisiile de specialitate, dumneavoastră vă susțineați amendamentul, domnule, eu mai vreau asta, sau mai vreau asta, sau mai vreau aia, da? Fiecare. Și atunci se vota și se modifica, vedeți că și astăzi în comisiile de specialitate am spus, domnule, uite care e treaba, haideți să mai căutăm 2 lei, 3 lei și luăm un bundon nou. Da? S-a creat ideea, facem o reformă care luăm un bundon nou, ne ducem. Asta e, așa se fac amendamente. Nu vin în ședință, spun de acord sau atunci. Sau... Deci că nu am nu, m-am abținut pentru că m-am luat imediat tot așa tare. Nu, eu am spus, băi, din câte știu eu, străzile astea pe care le-am făcut noi la reabilitare, la refacere,
trec și pe la partea domnului consilier. Da, sigur că da. Și da, el a fost în părerea să nu vreau. Eu nu mai amintesc să fiu jurat treaba asta. Nu mai trebuie să-mi jurăm? Bine, între ghilimele spus. Nu cred că. Și eu am rămas surprins. Zic, băi, eu dacă aș fi fost consilier și venea primarul și spunea, băi, uite, trec și îți reabilitez strada pe la poartă, putea să fie orice, spunea, da, domnule, foarte bine, e strada proastă. Când doar vecinii tăi mi-au spus, domnule, zgăuri pe la poartă, hai să o facem, nu? Și astăzi a venit rândul orizontului, pe acolo, Valea Ursului, nici avem noi. Noi, poate, o să ducem la Desman. Uite, apropo, Doru, că tot ai zis că nu fac, că nu apare proiectul de buget așa, vreau să spun că în Poiană vreau să schimbăm lărgul. Deci o să punem, dăm tot, nu știu cum spune, da? O să dăm pe o stradă toate 12 lărgi. Dacă eu vedea, dacă eu vedea, eu vedea chestia asta în buget, avea și bugetul de bine trebuie. Deci, atenție, atenție, este prins acolo un buget, în buget au fost bani pentru eliberarea bugetului. Eu l-am văzut, eu l-am văzut. Și din bugetul mi-a spus atunci. Am zis așa, dacă anul ăsta, dacă anul ăsta facem asfalt la domnul Carol, ca să vă fie supărat, la Poiană schimbăm lămpile, în blocul poate ducem cu... Dar acum, dacă tot vorbim de potrivit, se m-a luat la mandat. Mi-aduc aminte că cel dinainte era cineva împotrivă în fiecare ședință. Indiferent. Și se făceau, lucrări doar cât nu terminește. Da, o persoană aici de față era tot timpul împotriva noastră. Deci eu vă cer așa. Deci în condițiile în care vedeți, domnul consilier, în condițiile în care vedeți, eu vin și promovez proiectele hotărâri care nu sunt serioase pentru tine. Da, vreau să pot, atâta timp cât vin să fac investiții, atâta timp cât încerc să schimb bine orașul ăsta și cu strada și cu iluminatul și cu ce mai avem noi acolo. Mi se pare absolut... Vă aduceți aminte că v-am adus mulțumiri aici? Nu trebuie, nu. Nu, dar eu le-am văzut. Eu nu le uit. Deci, trebuie discutat foarte clar. Dom'le, astea sunt prioritățile și ăștia sunt și banii. Astea sunt putințe. Degeaba avem noi să facem lucruri ce și n-avem nici.
Eu sunt convins că o lucrăte.